AgromRo este centrul de instruire pentru agricultură. Lângă mine este domnul doctor inginer Tiberiu Ștef. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Vă invit pentru început să ne spuneți ce este acest centru de instruire. Centrul de instruire în agricultură AgromRo a fost creat în 1999 cu ajutorul guvernului elvețian. El a pornit în prima fază ca sprijin dat micilor agricultori privind mecanizarea, iar după 2004, când am reușit să introducem primul curs autorizat, adică cel de agricultori în culturi vegetale și crescători de animale, practic Centrul de Instruire în Agricultură AgromRo a continuat cu partea de formare profesională recunoscută la nivel național. Spun asta pentru că până la acea dată noi am lucrat ținând cont de experiența franceză, adică imprimând un caracter puternic dual în programele noastre de formare, care erau completate apoi cu seminarii, demonstrații practice și mă refer aici de la ecornat, curățat tongloane, mus mecanic, gard electric, pășunat rațional, etc., până la cursuri legate de menaj rural și turism rural. Bun. Acum, credeți-mă, fac parte din categoria celor care nu prea înțeleg ce se mai întâmplă în România. Pe de o parte, au dispărut școlile profesionale care aveau menirea, printre altele, de a forma tânăra generație pentru acest domeniu atât de important al agriculturii. Au dispărut și multe din liceele agricole sau, cred că mai corect ar fi spus, că s-au reprofilat. Dar, pe de altă parte, tânăra generație nu prea mai este interesată să urmeze acest curs sau aceste cursuri, cel puțin acesta ar fi unul din motivele cu care au venit în fața opiniei publice cei care conduc destinele Ministerului Agriculturii și, desigur, Ministerul Educației și Învățământului. În acest timp, iată că mediul privat, pe de-o parte, iată că unele instituții europene vin în sprijinul României și ne oferă această posibilitate de a crea asemenea centre de instruire și de a pregăti forța de muncă pentru agricultură. Credeți că se poate face agricultură performantă, se poate face agricultură la nivel european în condițiile în care forța de muncă nu este calificată? Nicio șansă. Deci agricultura, ca orice altă activitate, trebuie să o tratăm în final, indiferent în ce domeniu am activat-o, ca o afacere. Fără cunoștințele de bază, fără cunoștință de specialitate, n-ai nicio șansă, pentru că să nu uităm, intrăm în competiție pe aceeași piață unde se adresează la 500 de milioane de locuitori populația Uniunii Europene. E clar că grupurile școlare, liceele agricole de dinainte de Revoluție au trebuit să țină cont de lucrurile astea și au trebuit să se readapteze, dar nu e foarte simplu, pentru că programele de învățământ, strategiile în ceea ce înseamnă formarea profesională și în special mă refer la cea agricolă, au trebuit schimbate. Din păcate, noi suferim încă de să spun eu, lască bine și așa, vorba lui Petre Țuțea, întrebat fiind care e atitudinea românului față de muncă, și acest lucru ne costă. Sigur că, pe de altă parte, și schimbările astea economice, posibilitatea ca oamenii să poată circula și în alte țări ale Uniunii Europene a dat ocazia foarte multor tineri ca să aleagă, pentru că nu-i simplu într-un stat unde astăzi nimeni nu poate să spună în ce direcție se orientează privind dezvoltarea rurală, privind agricultura, să se apuce să investească sau să se pregătească, pentru că și pregătirea profesională e tot o investiție în domeniu, iar apoi să trăiască el cu familia lui din această activitate. Nu-i simplu. Noi am avut șansa să avem lângă noi meseriași, reprezentanții ai guvernului elvețian care au înțeles această nevoie de informare și formare a celor din mediul rural care doresc să facă agricultură și în mod special celor care se ocupă de sau și ocupat de creșterea bovinelor. Vă pot da exemple, oameni care la vremea aceea aveau o vacă, două, astăzi sunt la 30, 40, 50, 60 de vaci. Poate sunt sute deja de crescători de animale din zona noastră. Mi-au aminte că când am introdus prima dată gardul electric, acum vreo 6-7 ani, erau reclamații pe la poliție, curentăm oamenii, electrocutăm animalele și așa mai departe. Astăzi sunt mii
de crescători de animale care folosesc gardul electric. Pentru orice demers, și mai ales aici mă refer la ceea ce înseamnă nou, nu numai din punct de vedere tehnic, ci și conceptual, dacă vreți, în ceea ce înseamnă formarea profesională, trebuie avut răbdare, trebuie avut oameni pregătiți, trebuie avut oameni ca să dedice unui asemenea meserii. Nu-i simplu să-i găsești, pentru că în afară de cunoștințe specifice și tehnice de specialitate, trebuie să aibă habar de contabilitate, trebuie să aibă habar de IT, trebuie să aibă habar de limbi străine, etc., etc., tocmai ca să maximalizeze șansele lor în competiție cu ceilalți. Trebuie să vă spun că afară, de exemplu, în Elveția, un agricultor, până are dreptul să fie șef de exploatație, face școală vreo 16-17 ani. Noi, după două cursuri de 2-3 luni, noi vrem să fim agricultori, să fim serioși. Ceea ce am făcut la tata, la buna, la tușa, la mătușa, aia a fost pentru o anumită etapă. Hobby, haideți să-i spunem hobby, cred că expresia e cea mai potrivită. Hobby și, sigur, atingând foarte mult partea asta de semisubsistență, pentru că o făceam în timpul liber, eram angajat ba la CFR, ba la drumuri, ba la uzina din orașul respectiv, etc. Ei, acum se pune problema, numai asta să facem performanță. Informare, formare, apoi organizare. Iar lucrurile astea sunt niște ingrediente care în final îți măresc șansele de reușită. Altfel, eu am mai spus-o și o repet, nu avem nici măcar șanse teoretice. Să nu credem noi că dacă am intrat în Uniunea Europeană sau dacă vrem să intrăm pe o altă piață, cineva să dă la o parte pentru că săracii români n-au unde să vândă. Dom'le, problema românului, a elvețianului, a spaniolului, a cui o fi, că dacă o produsă și-l vândă. Noi trebuie să înțelegem că interesul e a nostru. Pentru asta trebuie să ne pregătim. Și aici aș dori ca Ministerul Agriculturii și Ministerul Învățământului să priceapă lucrurile astea. Îi spline astea două ministere de incompetență. Deja încep să pută, domnule. Mă înțelegeți? Și vă dau un exemplu. Să negociază PNDR, nici o măsură nu-ți finanțează program de formare de calificare. Mă tot trimite pe la pozul la programul operațional sectorial de dezvoltare de resurse umane, care într-adevăr pe axa 5 îți finanțează programe de formare pentru mediul rural, exceptând agricultura, silvicultura și pescuitul. Păi ce vorbim? Și cu ce am continuat noi? Am continuat, pentru că n-am vrut, o trebuie sigur să ne adaptăm, că asta e, am continuat având o foarte bună relație cu Federația Oierilor de Munte din România și cu Asociația Județeană a Crescătorilor Montan de Ovine, Dealul Negru de la Bistrița Năsăud. În 2009 am început demersul a introduce 4 ocupații noi pentru zona montană din area ocupațională Oieritul Montan. Toate 4 sunt introduse în COR, în clasificarea ocupațiilor din România. Oier montan, crescător de oi montan, baș montan și cioban montan, iar primele două sunt astăzi incluse în nomenclatorul calificărilor. Sigur că demersurile sunt foarte lungi, nu insist, birocrația și șderea și încă mai trebuie să așteptăm până vor fi publicate în monitor oficial ultimele două baș montan, cioban montan. Primul, oierul montan, care practic înglobează toate competențele celorlalți trei, deci baciul de procesator, ciobanul de îngrijitor, crescătorul de oi montani, e cel care are oi, dar care nu practică neapărat, dar are cunoștință privind această meserie. Deci, cum spuneam, oierul montan e de nivel 2 calificare, de 720 de ore, din care 30% e teorie, iar crescătorul de oi montan, cioban montan și baci montan, e de 360 de ore, care este minimul, conform ordonanței 129, în ceea ce privește nivelul de calificare. Acum, ne vorbeați la un moment dat de faptul că în Ministerul Agriculturii și nu numai în acest minister, în mai toate ministerele, există multă incompetență. Acum, chiar dacă la un moment dat un personaj politic ajunge într-o asemenea funcție, un pilos, ajunge să ocupe un asemenea post, mie mi se pare normal, dacă vrei să-ți păstrezi pâinea pe care o ai acolo, o pâine se pare destul de bună, este normal ca să te înconjori de oameni care sunt competenți, de oameni care sunt profesioniști, de oameni care prin votul celor
celor care fac la ora actuală agricultură au demonstrat că știu cu ce se mănâncă acest segment important al economiei noastre. Și întrebarea mea ar fi următoarea: în ce măsură cei care la ora actuală sunt în diverse funcții, la nivel central, la nivel regional, la nivel județean, în ce măsură acești oameni se consultă, inclusiv cu dumneavoastră, se consultă cu specialiștii din teritoriu și beneficiază, aș putea spune mai corect, profită de experiența dumneavoastră. Pentru că eu ce am constatat, că România e formată așa din vreo două Românii. Pe de o parte sunt specialiștii, sunt cei care se chinuie să facă, care zilnic, care în permanență trag câte un semnal de alarmă și explică că așa nu se mai poate, iar pe de altă parte, atât dumneavoastră cât și noi românii, suntem sfidați de deciziile care se iau. Și mă refer în primul rând la aceste decizii privind PAC-ul, privind noua politică europeană 2014. Unele decizii frizează chiar cu inconștiența, după părerea mea, pentru că mă întrebați mai devreme de ce tinerii pleacă din mediul rural, de ce nu se mai întoarce lumea la agricultură. Unul dintre motive este acest lucru. Eu am învățat un lucru de la părinții mei și apoi chestia asta am verificat-o în 91 când am beneficiat de un stagiu de formare în Elveția. Că atunci când nu știi încotro, te îndrepți, orice drum este posibil. Am impresia că noi suntem într-un soi de sens girator, noi e tot învârtim, rezervorul să gata. Trăim cu impresia că suntem pe drumul cel bun. Da, suntem obosiți, țara ne ștergem de nădușală, dar noi tot acolo suntem. Fără să fim în stare să vedem că lucrurile evoluează în alt fel. Domnule, în momentul când noi am intrat în Uniunea Europeană, liniile directoare le dă Uniunea Europeană, dar atenție, Uniunea Europeană nu ia și noi, nu, Uniunea Europeană suntem noi. Când a fost negocierea pentru 2014-2020, în 2009, dacă bine mi-aduc aminte, Comisia a lansat pe site, domnule, pe patru categorii, faceți propuneri vis-a-vis de 2014-2020. Știți câte propuneri au fost din România, din aproape 60.000 transmise online? 39. Una a fost a mea. Și pe zonă. Păi domnule, numai atâția românii sunt interesați? Bun. Vine publicarea în octombrie 2011 a orientărilor, cele 10 mari orientări ale viitoarei politici 2014-2020, să se pregătească tătă baba tămoșneagu, domnule, cum ne integrăm, da? Păi ați auzit vreo dezbatere? Ați auzit vreo discuție? Declarații, domnule, politice. La 1 septembrie 2013, stop joc. Fiecare țară mere cu lecțiile învățate la comisie și începe negocierea. Păi ce negociere? Că eu tot pun întrebare când ne întâlnim acum cu oamenii ăștia aici. Bă, fraților, unde găsim noi punctul de vedere al României privind negocierile? Care mie spun, printre altele, orientările mari, că subvențiile se plafonează. Vorbesc de decizie comună, Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană. Comisia ce-a făcut în 2011, acum decizia e finală. Deci orientările mari sunt. Bun. Învezirea. Cu cele trei condiții. Cum le va aplica România? Domnule, posibilitatea de a introduce subprograme tematice. Sunt 4 recomandări în propunerea Comisiei. Care le luăm noi? Susținem zonele montane, susținem fermierii mici, susținem lanțul scurt al alimentelor, susținem ferma de... Ce susținem, domnule? Că mă întreabă și pe mâine Popoviși când mă duc la Edicel pe Valea Mare. Domnul Ștefa, pe numai tată mea la București, dar pe nu ne spun nimic concret. Aveți perfectă dreptate. Domnule, ce fac? Eu măresc ferma de vaci, îi dau foc, mă apuc de oi, mă apuc de plante medicinale, de ce să ne apucăm? Și zic, bă, fraților, stați o țâră, că ăștia încă cugetă. Noi facem parte, eu, de exemplu, fac parte dintr-un grup de lucru, formare profesională și inovare, Ministerul Agriculturii. Domnule, discutăm discuții, că suntem profesor la chestia asta. Bă, concret, în afară de analiza SWOT care ne-a trimis, am înțeles, la grupul nostru, n-avem nimic. Noi astăzi trebuia să discutăm orientările României pe ceea ce înseamnă PNDR-ul 2014-2020. Noi încă avem, adunăm date, colectăm date. Păi stiem de râs, dom. Am fost în grupele de lucru a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, urmare a grupului de lucru pe fermele mici pe asociere. Am constituit Catarul cu mai multe organizații la nivel național. Care a fost decizia? Păi să nu mai funcționeze Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. Păi mai pricepe cineva ceva în țara asta?
Ce importanță ar trebui să aibă într-o agricultură performantă sau, în mod concret, ce se întâmplă în Elveția din acest punct de vedere? Pentru că, la ora actuală, ce am observat eu, ca, în primul rând, ca simplu spectator al acestui fenomen, peste tot se creează comisii, comitete, suntem mai rău, cu mult mai rău decât în situația dinainte de 1989, când măcar era o oarecare orânduială, indiferent că era bună sau nu era bună. La ora actuală, cred că haosul este cel care predomină și în aceste condiții mai sunt mai puțin de 6 luni până la 1 ianuarie 2014 și am impresia că nu prea suntem pregătiți pentru nimic, nici măcar să negociem. Dar bineînțeles, vă spuneam că la 1 septembrie este un joc. Deci până la 1 septembrie o trebuie să aibă schimburi între Ministerul Agriculturii, pentru că el reprezintă interesele statului român vis-a-vis de Comisia Europeană, ceea ce privește negocierea, cum România va, ce măsuri va introduce, ce programe va introduce și așa mai departe. Nu avem, domnule, deci nu știe nimeni. Acum o lună jumate, la o discuție la București, am pus întrebarea asta după o oră jumate, când tot așteptam ceva concret să iasă. Era de față un secretar de stat și erau mai mulți acolo. Domnule, cred că dacă îi loveam în cap, era mai bine decât să pui întrebarea asta. Dar nu e în regulă, mă, fraților. Nu e în regulă, pentru că sunt o grămadă de bani care vin. Dar nu banul pe mine mă interesează, pentru că și banul ăsta, dacă e cheltuit prost, vine și vorba lui buna mea, ce vine de haram să duce. Domnule, în funcție de orientarea aia pe care țara asta o are, ținând cont de orientarea mare în care suntem noi a Uniunii Europene, mă, să știm unde, cum ne organizăm, domnule. Susținem oieritul, susținem văcăritul, ce Dumnezeu susține? Susținem procesatorii. Îl aud de multe ori pe secretarul de stat că spune, domnule, că ne trebuie infrastructură mediu-rurală. Ok, care e direcția? Păi infrastructură? Bun, domnule. Și atunci nu mai așteptăm, nu știu, marea cu sarea. Ăștia 7 ani se dedică infrastructurii. Dar urmarea unei dezbateri, urmarea unor discuții între reprezentanții organizațiilor de țară. Unor dezbateri, a unor discuții, da, și, de sigur a interesului național. Credeți că la ora actuală știe cineva care este interesul național pentru dezvoltarea agriculturii? Interesul național privind alimentarea populației cu alimente? Pentru că agricultura nu facem de dragul agriculturii, ci facem în primul rând pentru a satisface aceste nevoi principale pe care le are populația din România. Nu facem așa de dorul artei. Mi-e greu să vă spun asta. În tot cazul, eu în funcțiile astea de conducere, și cred că oamenii ăștia de multe ori nu realizează că deciziile lor afectează milioane de compatrioți, cred că trebuie niște oameni dedicați și care, într-adevăr, să se sacrifice pentru binele public. Nu-i simplu să faci lucrul ăsta, mai ales în contextul actual. Dar aici îți trebuie pentru perioada asta oameni de o altă, cum să zic eu, factură a felului de a fi intrinsec. Sigur că ne trebuie și oameni deștepți, dar nu neapărat trebuie să cunoaștem toate cele privind, să zic, viitoarea politică agricolă comună, pentru că sunt oameni care pot fi luați, știu eu, consilieri să te îndrume, da? Dar angajamentul ăsta față de țara asta, față de mediul ăsta rural, domnule, asta îți trebuie pentru asta oameni altfel decât îi văd eu că-s acum. Haideți să discutăm despre acești oameni care conduc destinele agriculturii din România. Ce efect credeți dumneavoastră că are în momentul de față politizarea excesivă a unor instituții? Este un factor pozitiv sau, dimpotrivă, este un factor dăunător? Asta cu politica... Eu nu fac politică, n-am nicio treabă cu politica, dar mă gândesc că undeva, când se câștigă alegerile, sigur că trebuie la nivelul 1, 2, trebuie puși oamenii politici, care trebuie să transpună în practică... Care oameni? Stați puțin. Nu, haideți să nu... eu, ministru, mă gândesc... Nu, haideți să coborâm sub ministru. Înțeleg, ministru este un om... Nu, eu mă refer la cei care conduc destinele pe direcții, la cei care sunt la direcțiile agricole, la instituțiile din teritoriu. Acum, dumneavoastră știți foarte bine că România în ultimii 20 de ani, poate mai corect ar fi să spunem în ultimii 40 de ani, a pregătit foarte mulți specialiști. Vi se pare normal ca cei care sunt numiți în funcții de execuție sau în funcții de decizie importante pentru diverse regiuni ale țării, pentru diverse județe ale țării, să aibă pregătiri total aiurea?
Mă refer la faptul că să aibă pregătire teoretică și experiență din domenii total diferite, deși ei poate sunt buni familiști, ei sunt niște persoane oneste, disciplinate și așa mai departe. Păi, de preferat, sigur că trebuie să avem oameni de meserie în locurile, punctuale. Dacă mă gândesc la mediu, mă gândesc la o direcție agricolă, mă gândesc la o direcție de învățământ, fără discuție. Dar probabil nici asta nu e atât de important cum o văd eu așa ca spectator de afară, atâta timp cât sună telefoanele de la centru. Fă aia, fă aia, fă aia. Deci aici noi avem o foarte mare problemă. Discutam acum o lună și ceva la Zărnești, că a fost Festivalul Internațional al Meserilor Montane, unde am avut și discuții cu o delegație din Chambéry, din Franța, unde au venit diverși, de la crescători de animale până la politicieni, consilieri locali, am avut chiar și un primar de o comună. Ei au problema asta, măcar că și în Franța se politizează destul. Deci acolo fiecare știe felia lui. Dar în momentul când se discută, de exemplu, erau unii care erau responsabili de creșterea oilor, bă, ăla era meseria și noi. Nu vă spun că toți aveau animale acasă. Deci nu există eu să reprezint pe cineva fără să am acasă. Și să am experiență, desigur. Deci nu mă pun eu acolo că... Haideți să fim pentru câteva minute optimiști, să ne imaginăm că... Trebuie să fim optimiști, că de-aia suntem aici. Da. Să ne imaginăm că ajungem la 1 ianuarie 2014, că România a negociat cu specialiștii pe care i-are în condiții bune și că din acest punct de vedere suntem cu toții mulțumiți. Eu m-aș bucura ca să ajungem într-o asemenea etapă benefică pentru noi. Dumneavoastră considerați că aceste măsuri, această politică agricolă europeană va putea să fie implementată în condițiile în care fermierii din România nu au susținerea financiară a băncilor, susținerea financiară a statului, pentru că statul este, inclusiv în această etapă, sunt convins că și în perioada următoare, tot mai sărac. Și în aceste condiții, având în vedere experiența altor țări care au făcut performanță, făcând investiții foarte mari, eu cred că România nu va fi totuși capabilă să pună în aplicare aceste decizii. Haideți să plecăm de la ideea că se vor semna acte și documente și totul va fi roz. Ce facem după 1 ianuarie 2014? Păi după 1 ianuarie 2014 avem, de exemplu, măsuri care susțin crearea de fonduri mutuale. Deci ceea ce tot vedem acum că lansează Ministerul, nu e neapărat o idee a lor, pentru că le-a prevăzute în orientările noului PNRR 2014-2020, care se adresează organizațiilor profesionale. Un lucru care am uitat să spun. Unul dintre mesajele clar al noii orientări 2014-2020 se leagă de organizare. Deci dacă până acum mă interesa pe mine politica agricolă comună să susțin inițiativa de foarte bună calitate a unuia, crește animalelor, industrializare, ce-o fi el, acum mă interesează ca orice demers să aibă impactul cât mai larg, deci să beneficieze cât mai mulți. Aia înseamnă că inițiativele promovate, susținute de mediul organizat, vor avea mult mai multe șanse de a fi susținute și mult mai multe puncte în selecția lor decât un demers individual. Unul la mână, doi la mână. E pentru prima dată când în politica agricolă comună se discută de incluziune și de reorientarea forței de muncă pentru mediul rural. Nu s-a discutat până acum explicit. Și trei, e vorba de inovare. Adică, pe scurt, soluții noi la probleme vechi, care iarăși trebuie să pornească din mediul asociativ. Păi dacă noi nu o să pricepem lucrul ăsta, suntem pierduți. Sigur că ideal ar fi ca statul, prin minister, prin nu știu alte forme, să susțină aceste forme asociative, tocmai pentru a putea convinge, pentru că într-un mediu asociativ nu e simplu, că acolo sunt avantaje și dezavantaje, da? Să susțin aceste asociații tocmai pentru a putea lucra aceste măsuri în beneficiu tot al nostru, a societății în final. Haideți să vă pun o altă întrebare. Dumneavoastră considerați că asociațiile, cele câteva pe care le avem la ora actuală, funcționează la nivel european, la nivel capitalist? Dumneavoastră, vedeți, avem peste tot asociații ale crescătorilor de bovine, ale legumicultorilor, etc. Dați-mi câteva exemple de asociații care funcționează
la nivelul Elveției, la nivelul Franței. Deci, una e să ai pe hârtie o asociație și alta e să ai să ai o asociație viabilă, o asociație care să funcționeze ca o unitate economică. Adică să aibă și specialiști, oameni cu experiență în management, oameni cu experiență în gestionarea afacerii respective și, desigur, să poată să-i conducă pe membrii respectivi. Vedeți, dumneavoastră, de foarte multe ori totul se rezumă la un tabel cu nume, coordonate și atât. Nu-i simplu. Și vă spun, paradoxal, ce vă spun eu acum. Să știți că noi, românii, am fost printre primii care am avut o formă asociativă a țărănimii. Deci la 4 ani după reforma lui Cuza, prima formă asociativă a fost în România. Aia a fost în 1869. La 30 de ani are loc prima formă asociativă, se creează prima formă asociativă în Elveția. Deci dacă ne comparăm cu elvețienii, era la a doua, a treia generație. Dacă discutăm de istorie. Deci am spus lucrul ăsta pentru că la noi experiența și demersul ăsta a existat în istorie. Obștile erau o formă de organizare, a existat. Nu-i simplu să treci tu de la perioada asta comunistă nenorocită care am trăit-o noi, pentru că nu-i simplu. Nu-i simplu, se vede de ce nu-i simplu. Bun, dar... Sunt forme asociative în România. Poate nu întotdeauna cele mai vizibile, poate nu întotdeauna cu rezultatele cele mai bune. Aflu că una dintre structuri este deja membră în Copa Cogeca. Îl avem aici pe domnul de la Matca, îl avem pe Baciu de la Par, pe ăștia. Sunt forme asociative care sunt puține comparativ cu nevoile române. Haideți să vă pun o altă întrebare. Se tot discută de camerele agricole. Cum vă explicați că această formă agricolă importantă pe care o întâlnim în toată Europa, această formă în care toată lumea își pune mari speranțe, pe de o parte fermierii, pe de altă parte instituțiile statului, nu reușește să se nască odată și să funcționeze. Deși la un moment dat s-au investit chiar și bani pentru partea de organizare. La un moment dat a existat chiar și o lege, Parlamentul a discutat și a aprobat acest lucru. A existat și un nucleu de oameni bine intenționați care vreau să pună pe picioare și să înființeze aceste camere agricole. Pe de altă parte, deja la nivel de județe a existat o agitație. La un moment dat era chiar și o concurență pentru formarea acestor consilii de coordonare și de administrație. Cum vă explicați că suntem în 2013, mâine, poimine vom fi în 2014, vorbim de politica agricolă comună și noi nu suntem în stare să facem camerele agricole? Pentru că s-a politizat. Și-o băga politicul cu asta și cu asta basta. Acum, totuși, până când credeți că acest... Până când nu scoate coada politicul de acolo, părerea mea, camerele agricole, chiar dacă instituțional se vor face, juridic se vor organiza, nu vor fi cu adevărat camere agricole. Asta trebuie să fie ale crescătorilor de animale, ale agricultorului în general. Unde? Ministerul trebuie să le susțină. Punct. Terminat. Dacă vrem. Noua politică agricolă comună prevede alocare de bani, aproape 200.000 pe fiecare organizație profesională, numai pentru a-și pregăti specialiștii. Țăranii vor avea până la 1.500 de euro. Bănuiesc că ei noștri o vor prevedea în nouă PNRR. Că ce vă spun, asta e cuprinsă în propunerile PAC 2014-2020, că dacă ei noștri nu le cuprind, ce am spus eu, nu-i valabil. Da? Deci fiecare țăran va putea avea alocat 1.500 de euro pentru consultanță. Păi, după mintea mea, asta trebuie să se ducă către camerele agricole, dar nu neapărat alocate. Camerele agricole se aplice pe acele proiecte, cu alte organizații private. Deci aici nu are ce căuta statul a dirija acești bani. Părerea mea, deci dacă politicul sânge caută încă în camerele agricole, aici o să stăm mult și bine. Chiar dacă juridicul o să le facem, că e apă de ploaie. Bun, la un moment dat v-am pus o întrebare legată de finanțare și poate mai corect ar fi să vorbim de cofinanțare. Comunitatea Europeană ne pune la dispoziție bani, noi avem posibilitatea să facem multe proiecte, am demonstrat în ultimii 2-3 ani că suntem deștepți și că avem această capacitate de a face și de a întocmi proiecte și de a găsi idei de afaceri. Bun, ce facem cu partea de cofinanțare? Ce facem cu sistemul bancar românesc care nu răspunde acestor cerințe importante ale agriculturii? Și întrebarea pe care v-am mai pus-o și vă repet, este următoarea. Considerați că în aceste condiții vom putea să atragem la fel de mulți bani ca în anii anteriori, mai mulți sau mai puțini?
E greu de spus cu atrasul ăsta, pentru că pentru mine banul atras înseamnă banul intrat la inițiatorul adică de proiect. Banul investit, că la asta mă refer, deci la investiții în agricultură. Semnate, cum tot aud acum și decotă. Nu, când ți virează Uniunea Europeană, în cont la beneficiar, ăla e banii europeni, restul spăvești. Ei, sigur că a trebuit sistemul bancar să se Dar nu este al nostru, nu? Asta au fost decizii altele. Bancă, ca orice societate comercială, trebuie să facă profit pentru acționarii ei. Aici statul a trebuit să-și găsească resurse, ori să finanțeze o bancă pentru agricultori, pentru că, sigur, până apar fondurile mutuale, cele care vor fi cuprinse în 2014-2020, unde dă posibilitatea țăranilor, inclusiv aceste sisteme, să facă, sau avem exemple de sisteme de microcreditare în țară. Eu am fost printre primii directori fondatori care am înființat un sistem de microfinanțare rurală în 1991, care funcționează și în ziua de astăzi, cu fonduri din partea guvernului elvețian. Deci lucrul ăsta îl putem face și noi. Dar pentru asta trebuie să discutăm, pentru asta trebuie să vedem ce ne trebuie, ce introducem, ce negociem cu ei, așa mai departe. Păi dacă noi nu zicem nimic, normal că zice, domnule, ăsta e PNDR-ul, luați-l, serviți și aplicați-l. Deci aici văd eu toată problema asta. Nu ne implicăm pentru că unii nu-ți interesați, marea majoritate sunt incompetenți și probabil că mai sunt și deștia cu rea voință, care altfel nu pot explica. Vedeți, mi-a stă în mintea românilor după Revoluție, a existat următorul fenomen. Trăim cu impresia că această mare familie europeană este de fapt fratele mai mare, care ne va primi la masa lui, ne va ajuta să facem și noi performanță în agricultură. Și la ora actuală ce am constatat? Că de fapt am rămas tot un fel de frate vitreg, că de fapt suntem tot la periferia Europei din punct de vedere al performanțelor care se realizează în agricultură și că de fapt fratele mai mare nu ne dă gratuit, ci dimpotrivă ne dă la un preț mult mai mare și pe de altă parte caută să-și rezolve prin comerțul cu legume și fructe, caută să-și rezolve în primul rând problemele lui. Domnule, eu nu sunt foarte de acord cu ce a spus dumneavoastră și vă spun și de ce. Domnule, Uniunea Europeană, asta sunt și eu și dumneata. Deci noi când am intrat în 2007, sigur că am intrat ca la balamuc, că n-am știut unde intrăm. Păi ne-a pus problema oarecum să ieșim. Deci noi suntem fiii ploii, după părerea mea. Deci noi suntem Uniunea Europeană. Acolo sunt niște reguli. România a semnat un tratat unde au zis, domnule, îți adaptezi legislația, îți formezi și adaptezi instituțiile. Și mai ai o chestie, îți trebuie niște rezultate în anumite condiții, care sunt valabile pentru orice țară. Păi normal că dacă nu le-am negociat, le iau cum le-am primit, dar cadrul general, care e obligatoriu pentru fiecare stat din Uniunea Europeană, e același. Problema este că noi nu reușim să înțelegem acest lucru și nu reușim să ne adaptăm la condițiile puse de Uniunea Europeană, unde eu sunt membru. Dacă noi doi intrăm într-o asociație a crescătorilor de animale, noi avem două vaci și regula să zicem după 2 ani trebuie să avem 5 vaci. Bă, și eu după aia viu cu explicații la aceștia. Domnule, eu n-am 5 vaci, că eu tot cu 2 vaci, zic că atâta mă duce pe mine capul. Păi mă, n-ai zis tu că vii cu 5 vaci la anul? E exact același lucru. Bun, se discută. Deci, lucrurile astea trebuie, înainte de a te supăra pe ceilalți, trebuie înțelese, trebuie studiate și apoi trebuie trecut la negocieri. Păi la negocieri, dacă nu știu ce vorbesc, sau mă duc și fac cumpărături pe la Bruxelles, păi ce să negociez, domn? Că am mai discutat și cu câțiva de la Bruxelles. Bă, parcă veniți la nuntă, băi, fraților. Păi ce vrei atunci? Mergem la nuntă atunci. Și o lăsăm pe alții să discute de nou PAC 2014-2020. Vedeți, mi-a stat foarte mulți fermieri, inclusiv președinți de asociații, au acuzat comunitatea europeană sau instituțiile statului de birocrație. Unde credeți, mi-a stat că este birocrația? Ne este impusă din afară sau, dimpotrivă, avem noi această meteahnă de a crea și de a complica lucrurile? Pentru că, de multe ori, oamenii vor să obțină finanțări, vor să facă proiecte și se lovesc de acest fenomen, care este așa un fel de pată neagră pe acest popor. Unde te duci? La toate instituțiile, la toate porțile, constați că de fapt este birocrație. Ce se întâmplă? Este un fenomen care ar trebui să îl înlăturăm, de care să scăpăm, sau dimpotrivă trebuie să ne complacem în această situație și trebuie să mergem înainte? Există un nivel al birocrației în Uniunea Europeană fără discuție. Că la asta am adăugat noi birocrația specifică nouă, unde nu ne trece nimeni, asta e altă treabă. Dar vă mai spun ceva. Deci să nu uităm că în
această perioadă din 2004, din 2007 până acum, noi am avut o grămadă de programe operaționale suspendate sau axe din cadrul programelor operaționale suspendate și mă refer în special la fondurile structurale. Da? Să nu uităm că Uniunea Europeană cu cele trei politici de coeziune economică, rurală și pescuit are mai multe fonduri care le finanțează prin intermediul acestor programe operațional sectorial. Ei, eu vă spun din experiența când am început noi sistemul de microfinanțare. Noi când făceam primul contract, l-am făcut o pagină. Tu și cu mine îți dau, să zicem, 100 de euro pentru că tu te duci să-ți iei cuțit la cosă. Și în data de ne dai banii înapoi. Dom'le, și când au început primele probleme cu rambursarea, am mai adăugat o pagină. Acolo am pus, numai în condițiile astea poți să faci, numai în condițiile astea poți să faci. Acum contractele au ajuns la vreo 20 de pagini. Ei, așa e și cu Uniunea Europeană. Deci, până la urma urmei, e pe încredere, dar când tu dai semnale că ai probleme cu achizițiile publice, când tu ai semnale cu proiecte date aiurea, etc., etc., fraților, ia să vedem de ce e acolo. Da? Deci avem problemele astea, metecnele astea de care noi trebuie să scăpăm neapărat. Pentru că una este duci fresh în fața comisiei să negociezi pentru că tu n-ai în spate tinichele și alta e să știi că tu pe o grămadă de programe nu mai știi pe unde să scoți cămașa. Și în loc să faci un program viabil, în loc să faci un contract ferm, de fapt trebuie să-ți pui 100 de întrebări vis-a-vis de posibilele jafuri, posibilele furturi și atunci fără se ajunge... discuție. În plus, Uniunea Europeană se confruntă cu lipsa de lichidități și de multe ori la cea mai mică greșeală te penalizează, nici mai stă la discuții pentru că nu-i creat cash flow necesar și asta e adevărat, datorită crizei în mod special, dar nu suntem noi lacrimă, să zicem, domnule, tălharii aia de la Uniunea Europeană care nu ne ajută și noi suntem ca și călugării, Panfilie, care ne face toată treaba și ăștia nu vor ne dea nouă fondurile. Să fim serioși. Bun. Haideți să încheiem, poate pe un ton optimist. Cum credeți că va fi noul an 2014? Se discută mult în această perioadă, sunt mai puțin de 6 luni până la 1 ianuarie și probabil că cei care ne urmăresc așteaptă așa un punct de vedere. Văd că dumneavoastră sunteți un bun cunoscător a situației, în primul rând, din țară, dar și din comunitatea europeană. Parafrazându-l pe Malraux, 2014 va fi sau nu va fi deloc. Suntem obligați. Deci suntem obligați, dacă ratăm și ăștia 7 ani, noi așa mari probleme vom avea în mediul rural și în special în zona montană, unde trebuie să vă spun că încă oieritul montan în foarte multe zone se întâmplă ca nevul mediu, fără drum, fără canalizare, fără apă, fără curent. Ăia bărbați de bărbați care mai rămân pe acolo munte. Deci dacă noi nu pricepem lucrurile astea, nu știu ce vor lăsa copiilor noștri. Bun, dar ați amintit de acest segment important al economiei și aici sunt câteva probleme. Pe de o parte, marii procesatori pe care i-are la ora actuală România, mă refer în primul rând la procesarea laptelui, sunt străini, au politica lor, au interesele lor, iar noi românii căutăm și facem un lucru pe care l-am făcut în ultimii poate 20 de ani, exportăm materie primă. Știți la ce mă gândeam acum? La faptul că avem un abator performant undeva în județul Sălaj și la Bereclean, care mai mult stă decât lucrează. A fost o investiție de câteva milioane de euro și la ora actuală nu preferăm să procesăm carnea de miel, carnea de oaie, să o folosim în interesul poporului, deci pentru consumul intern sau să o valorificăm, ci noi preferăm să facem un lucru banal, să vindem, să valorificăm miei pe piața arabă. Din acest punct de vedere, dumneavoastră credeți că ne vom putea apropia de un nivel de performanță în acest sector sau vom merge în continuare așa cum am învățat și până acum, creștem ei, îi dăm la arab și cu asta ne mulțumim cu profitul ăla banal pe care îl putem câștiga? Cred că aici va trebui să înțelegem și instituțiile și organizațiile profesionale că pentru micul producător care face produs atestat tradițional sau chiar unii deja s-au apucat să facă demersuri pentru a avea denumire de origine controlată, plus la mai departe, trebuie alte norme sanitar-veterinare în ceea ce înseamnă procesarea în cantități mici tradiționale. La noi s-au băgat în acea joală toți, de la ăla cu capacitate de nu știu câte sute de tone până la ăla care are câteva chile.
nici organizațiile aici n-au făcut mare lucru pentru că, pentru mă rog, și apăra drepturile și interesele. Foarte multe de făcut și organizațiile astea fac ce pot, dar pe de altă parte și statul trebuie să promoveze o legislație într-adevăr să susțină acest mic producător, nu impunându-lui faianță la 2000 de metri sau mai știu ce. Fiind serios, domnule, deci oamenii acolo au o minimă igienă, da? Ei răspund în final pentru produsul ăla. Da? Sigur că trebuie să aibă un săpun, să aibă un prosop, să mai... dar nu veni și, tu și impactul, cu... și impactul nu este atât de mare ca la o unitate procesatoare de discuție, mari dimensiuni. Mai ales că alea sunt produse personalizate, știi exact de unde vin. Cantitățile sunt mici, de chiar dacă apare o anumită problemă de igienă, o anumită problemă medicală. Ei răspunde pentru asta, dacă ne bat în normele astea săraci, ce domnul, nu știu, dar mă apuc de asta. Și atunci, sigur că nu ne mirăm că să facem mult la negru să vinde pe piața neagră. Asta e. Păi eu când mă duc să-mi iau cașul, eu mi-l iau că vreau eu să-mi iau cașul ăla, da? Mi-asum și un risc în final, da? Sigur că mă duc la ciobanul sau la oierul care știu eu că ăla e curat și am fost la stână și așa mai departe. E același lucru și aici trebuie să promoveze în direcția asta. Altfel, de mai stăm mult, nu o să mai aibă pentru cine. Că o să avem o frumusețe de pachet legislativ care nu o să mai fie pentru nimeni, pentru că nu se mai ocupă nimeni sau prea puțin se vor ocupa de activitatea asta. Ultima întrebare. În ce măsură sunteți mulțumit de comunicarea care există la ora actuală, pe de o parte între instituțiile statului și pe de altă parte agricultorii, fermieri, asociații profesionale? Bine, eu, așa mi-e foita mea, eu sunt greu de mulțumit, dar nu-mi place deloc nivelul de comunicare pe care îl are Ministerul cu noi, de la producători până la formatori și așa mai departe. Pe site-ul Ministerului Agriculturii, dacă te uiți, nu găsești mare lucru, ceea ce nu e regulă. Și mi-aduc aminte că pe vremea când era fostul ministru Tabără, președintele al Comisiei pe Agricultură, îi spuneam acest lucru și el îmi spunea, eram de față mai mult, ce domnul șef, și eu de acolo mă informez. Și am zis, bă, dar stiem de râs. Păi dacă președintele Comisiei de Agricultură se informează de pe site, pe atunci șef, ce să mai zic, că să tacă. Nu e în regulă. Deci documentele astea trebuie să fie publice, trebuie să fie transparență maximă pentru orice. Bune, rele, cum îs. Băgate în discuții, în dezbateri și de acolo și susținerea ulterior va fi mult mai ușoară și implementarea apoi mult mai ușoară. Decât așa ne trezăm în fața unor documente, nici nu știm despre ce e vorba în ele. Uitați-vă, președinția, nu? A publicat propunerea de strategie. N-am auzit o discuție, domnule. Nu, e păcat, e păcat. Și asta iară e legat de comunicare. Viitorul agriculturii depinde nu numai de poziția pe care o are guvernul. Viitorul agriculturii nu este numai în interesul guvernului, ci este o chestiune de interes pentru fermierul român și pentru aceste asociații profesionale. Care credeți că va fi viitorul agriculturii pentru o perioadă așa, să zicem, de 10 ani? Avem șanse să intrăm într-o normalitate? Avem șanse să găsim drumul spre performanță, drumul ăla drept și frumos, luminița de la capătul tunelului? Sau credeți că încă o lungă perioadă de timp vom bâșbâi așa în întuneric? Domnul Luca, suntem obligați. Să bâșbâim sau să căutăm drumul? Să căutăm capătul tunelului, să ajungem în sfârșit să ieșim din tunelul ăsta. Suntem obligați. Dacă nu, îi bai. Da. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes. Cu plăcere. Numai bine. Aș vrea să profit de prezența în fața camerei a domnului inginer Ciobo Șebeșten. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să discutăm despre organizare. Agricultorii maghiari din România se pare că la acest capitol au făcut un pas înainte și cred că forma de organizare în care sunteți dumneavoastră este pozitivă și cred că ar merita să zăbovim puțin și să discutăm puțin vis-a-vis de acest aspect important pentru o agricultură care se dorește să facă performanță. Dumneavoastră sunteți președintele Asociației Agricultorilor Maghiari din România și o să vă rog în câteva cuvinte să ne faceți așa o scurtă prezentare a acestei asociații. Care sunt membrii, care este structura organizatorică din teritoriu, pentru că, din câte înțeleg, este vorba de o asociație constituită la nivel național și care funcționează în România. Da, deci noi avem noroc pentru că Asociația Agricultori Maghiari din România este succesorul de drept a Societății Agrare din Ardeal, care a fost înființat tocmai în 1844. Deci
putem zice că avem o experiență de peste 170 de ani, dar și după Revoluție, în 1990, imediat ne-am reconstituit și cred că succesul organizării constă în faptul că membrii asociației sau, mă rog, agricultorii maghiari au înțeles un pic mai bine ce înseamnă o asociație de apărare a intereselor. Deci nu neapărat o asociație, pentru că trebuie să facem neapărat distinție între asociațiile cu scop lucrativ, cum sunt grupurile de producători, și asociații care sunt pentru apărarea intereselor, pentru reprezentarea intereselor agricultorilor, pentru că și aceasta este foarte important. Deci, practic, asociația, ca și orice societate civilă, noi am zis, suntem ca și durerea în corpul uman, deci când doare undeva înseamnă că este bai, deci când asociația profesională strigă, atunci înseamnă că undeva în societate sunt probleme. Și suntem întotdeauna o frână și la guvern, mai apăsăm pe frână și când merge mașina pe deal, dar totuși cred că este foarte important ca să existe în societate o frână și cred că aceasta este asociația practic și asociația profesională. Deci în afară de această apărare a intereselor, care este zi de zi, nu? Deci trebuie să aperi interesele agricultorilor față de guvern, față de autorități, pentru că nu... Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră, în primul rând, mizați pe o reprezentare a acestor interese în fața instituțiilor statului. Cam câți fermieri sunt membri în această asociație și cum sunteți organizați în teritoriu? Deci, istoric, asociația noastră este formată din celule de bază care se organizează la nivel de localitate, deci practic la nivel de sat. Deci, noi numim cercuri ale gospodarilor, din aceasta avem peste 170 organizați care sunt ori cu personalitate juridică, ori fără personalitate juridică, cred că contează mai puțin forma juridică a acestor mici asociații. Ei s-au organizat la nivel județean în filiale sau organizații județene, din care avem 14, deci practic în Ardeal, și cele 14 au format asociația pe țară. Asociația este condusă de un consiliu director, sigur, exact ca și în legislația pentru asociații și fundații, avem adunarea generală care este forul tutelar, deci forul hotărător și sunt, deci la fiecare, județele sunt total independente, deci practic sunt filiale sau sucursale cu personalitate juridică, deși hotărăsc singuri asupra bugetului, asupra activității. Sigur că avem un proiect comun pentru apărarea intereselor, care facem din 3 în 3 ani, din 4 în 4 în 4 ani, depinde de evoluția agriculturii și a politicilor agrare. Vedeți dumneavoastră, comunicarea cred eu că este elementul cel mai important. Este foarte important ca problemele pe care le au fermierii, fie că vorbim de fermierii maghiari sau români, în general ne referim la cei care trăiesc pe aceste meleaguri. Deci, pe de o parte, semnalul venit de la acești oameni care fac agricultură în România, mai mult sau mai puțin performante, este foarte important. Și, în al doilea rând, punctul dumneavoastră de vedere, sau mai corect spus, mesajul dumneavoastră, de asemenea, trebuie să fie important pentru fermierii pe care îi reprezentați, pentru cei care sunt membri în asociația dumneavoastră. Cum reușiți să faceți acest lucru? Care sunt pârghiile? Știți de ce vă pun această întrebare? Dacă veți merge în țările dezvoltate, veți constata că acolo, de foarte multe ori, asociațiile profesionale din agricultură au reviste de specialitate, au emisiuni de radio de specialitate. La o anumită oră din zi există emisiuni dedicate unei anumite categorii profesionale. De asemenea, au emisiuni de televiziune, de asemenea, au anumite activități pe care le organizează în comun. Mă refer aici la activități sportive, mă refer la diverse activități culturale, mă refer la festivaluri și, nu știu eu, cred că ar fi momentul ca și noi, cei care trăim pe aceste meleaguri, să învățăm câte ceva din experiența celor din vestul Europei. Pentru că și aceste probleme organizatorice pe care noi le discutăm astăzi sunt și trebuie să fie de interes. Nu putem să facem agricultură performantă dacă neglijăm aceste elemente organizatorice care sunt și care trebuie să fie foarte, foarte importante. Deci revin la întrebarea inițială, cum circulă aceste fluxuri informaționale de la nivelul membrilor și respectiv de la nivelul conducerii asociației?
Sigur că și la noi există absolut toate căile de comunicare pe care le-ați înșirat din alte țări. Avem și noi o revistă și suntem mândri că avem revista proprie, da, Gospodarul. Vă rog să o prezentați celor deci, care ne urmăresc. Este Gospodarul Ardelean și începând de 87 de luni, deci practic de când a început România conciliere cu Uniunea Europeană, am făcut Gospodarul European, în care este trecută numai politica agricolă comună și politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene. Deci avem și noi revista proprie. Bun, plus avem... stați să ne oprim puțin, pentru că este important. Sunt mulți care nu au asemenea reviste, au asociații și eu cred că e bine ca din experiența dumneavoastră să învățăm cu toții, pentru că asta este viața. Trebuie să profităm de experiența celor care au avut curajul și au făcut un pas înainte. Câte reviste, câte pagini are revista dumneavoastră? În al doilea rând, care sunt articolele, care sunt subiectele pe care le tratați și cam în ce tiraj apare? În ce măsură cei aproape 200.000 de membri au acces la această revistă, au posibilitatea să citească această publicație pe care o editați dumneavoastră, această publicație care le este destinată? Da, deci revista a apărut în 1869 și a apărut în continuu până în 1947, când a fost interzisă ca și toate revistele ale asociațiilor, dar în 1993 am început reeditarea și de atunci apare regulat, apare în fiecare lună, deci este o revistă lunară care apare în 30, deci în 5.000-7.000 de exemplare. Acum depinde, pentru că... Deci nu ajunge la toți membrii, dar ajunge la toate, la toate asociațiile, da? Sigur, și distribuim mai mult prin aceste cercuri ale gospodarilor. Deci în care scriem atât articole care sunt de interes a asociației, dar sunt și foarte multe articole de specialitate scrise într-un limbaj pe care le înțelege toată lumea, deci un limbaj simplist, însă scriu profesori universitari, producători de marcă, deci este o revistă apreciată atât la noi cât și în Ungaria, unde și pentru asta sunt mândru că nicio asociație din Ungaria, care sunt asociații într-adevăr bune și puternice, n-au revista lor proprie. Noi ne mândrim cu o revistă proprie. No, e bine că din când în când și noi putem să ieșim cu ceva și să ne mândrim, chiar dacă avem în cazul de față doar o revistă, dar eu cred că sunt și alte lucruri bune și alte lucruri frumoase cu care putem să ne mândrim și în Ungaria și în alte țări ale Europei. Dumneavoastră am înțeles că sunteți și membru fondator la Asociația Agricultorilor din Bazinul Carpatic. Vă rog să ne descrieți această asociație, să ne spuneți câteva cuvinte, pentru că, credeți-mă, eu nu știam că există o asemenea asociație. Da, deci, în primul rând, aș vrea un pic și mă scuzați că ocolesc un pic răspunsul sau, mă rog, răspund în a doua fază. Există și o asociație sau, mă rog, o confederație a asociațiilor țărănești, a micilor producători, a micilor fermieri din România, care a fost înființat la propunerea mea, pentru că așa am simțit că nu prea ne găsim interesele în asociație. Referiți la Qatar? La Qatar, exact. Deci la Confederația Asociațiilor Țărănești din România. Dumneavoastră sunteți vicepreședinte. Sunt vicepreședinte, da, și practic eu am ghicit această asociație pentru că, cum vă spuneam, nu am găsit interesele în asociațiile mari, cum este LAPAR-ul, cum este FENEPAR-ul, cum este ProAgro, pentru că acolo lobby-ul agricultorilor mari era atât de puternic încât asociațiile mici nu erau reprezentate. Și atunci am zis că e bine să existe și o confederație a fermierilor mici din România care să reprezinte numai fermierii mici. Și... Asociația din Bazinul Carpatic... Haideți să mai rămânem puțin aici, pentru că este important, v-am lăsat doar să vă continuați ideea. Qatarul este o asociație tânără. A încercat să facă demersuri pentru a-și populariza activitatea, pentru a prezenta tinerilor fermieri și, în general, fermierilor din România, fie că sunt români, maghiari, romi, germani sau de alte naționalități. A încercat să-și prezinte punctul de vedere, dar totodată a venit cu propuneri concrete. Și deși reprezintă o categorie teoretic neînsemnată, iată că a venit cu propuneri concrete pe care le-a transmis Ministerului Agriculturii, instituțiilor statului, inclusiv vis-a-vis de un alt subiect pe care vreau să-l discutăm astăzi, și anume acest pact de aderare al agriculturii din perioada următoare 2014-2020. Întrebarea ar fi următoarea: în ce măsură punctul dumneavoastră de vedere, în ce măsură doleanțele, necazurile pe care le au micii fermieri, pentru că Qatarul de fapt asta face, vrea să reprezinte interesele micilor fermieri, în ce măsură aceste interese au
devenit de interes pentru cei care guvernează destinele agriculturii. În ce măsură aceste probleme au fost recepționate și bine ar fi să se fi luat chiar și măsuri concrete? Da, deci chiar... Adică aveți așa un sentiment de mulțumire, ați făcut un pas important și se văd rezultatele, sau dimpotrivă credeți că ar trebui să mai așteptați până când veți culege și roadele acestui efort organizatoric? Deci întotdeauna, deci o asociație profesională nu este niciodată mulțumit de rezultate, și rezultate într-o asociație profesională și în sfera civilă vin mult mai greu decât, să zicem, la dacă ești în guvern sau ești în politică. Dar eu sunt mândru că totuși această asociație sau confederație tânără deja a început să fie cunoscut, pentru că este format din asociații cunoscute. Deci, cum sigur că numărul este foarte mare și orice lăudăros, sigur, încep cu asociația noastră, care are 20.000 de membri. Pe urmă este Asociația Fermierilor Dorna, deci Asociația Fermierilor Montan Dorna. Pe urmă este Asociația Fermierilor din București, care sunt asociații mari și puternice, și noi, practic, chiar dacă este o asociație sau o confederație tânără, noi toți am avut programele noastre, a trebuit doar să ne punem de acord și deja avem un program foarte bun pentru fermele mici. Și să știți că încet, încet, chiar dacă, să zicem, acest guvern este un pic mai reticent. Mai reticent, da, față de fermele mici, și chiar într-adevăr a avut niște decizii împotriva fermelor mici, nu, să nu vorbim numai de această impozitare nouă, care este chiar împotriva fermelor mici, dar totuși, deci situația agriculturii din România, situația socială, satul românesc, cred că va impune o atenție deosebită și din partea autorităților, pentru că și mă bucur că în comisia prezidențială în care sunt am făcut acum strategia agricolă și a găsit loc cu ferma mică. Deci este recunoscută ferma mică și este foarte important faptul că este recunoscut faptul că agricultura nu mai este numai o ramură economică. Deci mai mult a început să fie o agricultură sau, mă rog, un sat multifuncțional în care țăranul, gospodarul, nu produce numai alimente și nu produce numai materie primă pentru industria alimentară, ci produce bunuri publice. Cum este aerul, cum este peisajul, cum este mediul, cum este tradiția, pe care toate ar trebui să plătească societatea pentru acești oameni, și încet, încet, cred că va recunoaște și guvernul România și politicienii din România faptul că această latură socială, de mediu, a agriculturii este poate mai importantă decât cea economică. Acum, mie mi se pare într-un anumit fel, dintr-un anumit punct de vedere, incorrectă denumirea cu care ne-am obișnuit, Minister al Agriculturii. De fapt, ar trebui să fie un minister al agricultorilor, fie că vorbim de agricultorii mai mari sau mai mici, și poate că, cine știe, nu peste mult timp, într-adevăr, acest minister va fi cu adevărat al agricultorilor, al fermierilor, indiferent de dimensiunile fermelor respective, pentru că interesul lor, indiferent de dimensiune, repet acest lucru, este comun. Cu toții trebuie să facă performanță și eu cred că ar trebui să scăpăm de această sintagmă care, nu știu, bănesc, este numai în România, agricultură de subzistență. Noi nu putem să mergem la infinit cu această formă de dezvoltare a agriculturii, să rămânem la acest nivel primitiv de dezvoltare. Nu putem să continuăm ca să găsim măsuri de rezolvare a acestor nevoi alimentare la nivelul de subzistență. Trebuie să facem pași înainte și trebuie să găsim soluții să ajungem și noi la nivel de performanță, și bănuiesc că și dumneavoastră, agricultorii maghiari, sunteți de acord cu acest lucru. Deci vedeți că, deci vorbind de Ministerul Agriculturii, în Ungaria deja nici nu mai există Ministerul Agriculturii, că se numește Ministerul Dezvoltării Rurale. Pentru că, cum am zis, agricultura nu se mai poate scoate din contextul dezvoltării rurale și văzut totul ca un ansamblu. Sigur că putem discuta de, cum a zis și dumneavoastră, de performanță, însă trebuie să dezobișnuim de faptul că toate măsurăm în kilograme, în tone, în producție pe hectar. Deci putem fi performanță într-o agricultură apropiată de tradiție, putem fi agricultură ecologică. Ecologică, putem fi foarte, foarte performanți într-o agricultură peisagistică, deci care apără peisajul, putem fi într-o agricultură care apără, nu, deci care rezolvă problemele sociale.
pentru că vă dați seama, hai să vorbim acum de faptul că cei peste 4 milioane de gospodării, dacă am vorbit tot de agricultură performantă, ce ar face? Deci ar fi o... Adevărul este că la, adevărul este că la aceste dimensiuni nu se poate face nimic. Acum, eu v-aș propune să continuăm dialogul nostru și să ne referim la această asociație agricolă din Bazinul Carpatii. Ce este, când am fost înființată, cine sunt membrii și, pe urmă, să vă întreb și care este scopul. Deci, noi acum câțiva ani, vreo 3-4 ani, chiar asociația noastră a propus o elaborare a unei strategii în Bazinul Carpatic, pentru că ne-am dat seama că toți, și mai ales fostele țări socialiste din blocul socialist, avem cam aceeași problemă. Deci, peste tot este sărăcie, peste tot este greu. Sigur că sunt țări care stau mult mai bine ca noi, Ungaria, Polonia, Cehia, dar și ei au aceeași problemă. Deci și la ei a existat colective sau CAP-uri și la ei a existat... Dotarea nu este chiar la un nivel foarte performant, la nivelul Germaniei, de exemplu. Da, dar și toți am fost un pic neîndreptățiți în politica agricolă comună sau, mă rog, în împărțirea acestor fonduri. Pentru că noi întotdeauna zicem că politica de subvenționare a Uniunii Europene este ca și cum împarte, știți, țiganul pâinea. Deci se împarte frățește, dar nu jumătate. Deci și noi am primit la fel, dar nu aceeași sumă. Și atunci am zis că toți, dacă mergem toți... la Bruxelles cu aceeași problemă, dacă mergem toți cu aceeași... Și ne susținem interesele reciproc. Exact, ca să ne găsim punctele comune și să facem o strategie în acest sens. Și de aici, pornind, am discutat cu mine, sigur că ca să faci o strategie, o asociație ca a noastră este prea mică și prea slabă și atunci, discutând cu Ministerul Agriculturii din Ungaria, a adunat vreo 40 de asociații din cele 7 țări care sunt, deci începând de Austria, Slovenia, Slovacia, Ungaria, România, mă rog, Austria, și am format această asociație. Sigur, este o asociație fără înregistrare juridică. Ne adunăm odată... Mai mult consultativă. Mai mult consultativă, ne adunăm odată de 2 ori pe an, dar deja am făcut un document comun pe care am acceptat fiecare asociație membră și încercăm să impunem guvernelor noastre pentru că considerăm că sunt foarte, foarte multe lucruri comune și care sunt aplicabile și e bine să preluăm în fiecare, în politica agricolă națională sau, mă rog, în PNDR-ul, în propunerile noastre către Bruxelles. Bun, acum știți și dumneavoastră foarte bine că România avea în 1989 o anumită dotare. Nu comentez și nu mă pronunț acum ca să fac comparație cu utilajele existente atunci în Germania sau în țările dezvoltate. Dar aveam aceste utilaje. Astăzi, practic, nu le mai avem. Considerați că România ar putea să facă performanță în agricultură, ar putea să creeze bunuri de calitate, nemai având aceste unități specializate în construcția de tractoare, mașini, utilaje, instalații? Da, cred că ar trebui să ne regândim un pic producția de utilaje, pentru că problema a fost și acum, în ultimii ani, probabil că deja a fost un pic o schimbare în bine, dar și aici la agraria... Vedeți, asta a fost o schimbare, dar a fost o schimbare determinată, în primul rând, de importuri și știm care sunt prețurile la care vin aceste utilaje. Sunt prețuri foarte mari. Este adevărat că sunt utilaje performante, multe dintre ele sunt dirijate prin laser, sunt dirijate prin satelit, înțelegem acest lucru, dar prețul este prea mare pentru buzunarul românului și în multe zone din România mai degrabă vedem că anumite operațiuni se fac cu animalele decât să vedem utilaje performante. Da, vedeți, bine a zis, în anumite zone. Deci, eu zic că atât noi acum am început să recunoaștem, dar Parlamentul Uniunii Europene a recunoscut de mult și a și zis într-un comunicat că sunt zone unde producția tradițională nu are alternativă. Eu cred că și producția de utilaje ar trebui să ne gândim în acest sens, pentru că degeaba faci o combină care se întoarce pe 100 de metri, pentru că aici nici nu are în Ardeal, sunt sute mii de sate în care, sau terenuri în care nici nu se poate întoarce un asemenea utilaj. Deci atunci eu zic că oamenii de acum au nevoie de aparate manuale, de motocositoare, acum ca să zic așa, de foarte de mașini de aparate de mus,
Și dacă ai venit la agrare acum 2-3 ani, n-ai văzut practic niciunul din aceste utilaje mici. Și ar trebui să facem programe care să fie accesibile pentru oameni în a achiziționa asemenea utilaje mici, pentru că și acum, deci la PNDR, dacă vrei să cumperi un utilaj, trebuie, am auzit și eu la mass media, nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat, dar orice adevăr are un pic de sursă, adică orice veste o sursă de adevăr. Sâmbure de adevăr. Ca să cumperi un tractor prin PNDR, trebuie 171 de semnături. Deci, până ajungi... Este un lucru exagerat, da. Dacă ajungi la... Probabil că este exagerat, dar dacă și de 50 de semnături, și sigur că de 50 este nevoie, cum se zice, până ajungi la Dumnezeu te mănâncă sfințe. Deci, ar trebui făcute aceste măsuri mult mai accesibile, mult mai ușoare și, practic, ceea ce se tot vorbește de când s-a înființat PAC-ul din 1957 de simplificare a PAC-ului, într-adevăr să se simplifice și aceste măsuri de accesare a fondurilor trebuie simplificate, pentru că omul de rând practic nu poate să acceseze aceste fonduri. Dumneavoastră, la un moment dat, a scos în evidență un lucru care mie mi se pare foarte, foarte important, și anume să nu marșăm foarte mult, să nu mizăm foarte mult pe realizarea de performanță pe hectar, ci mai degrabă să ne îndreptăm puțin atenția spre tradiția satului românesc. Eu cred că am putea să completăm aici și să vorbim de o combinație a acestui fenomen numit dezvoltarea agriculturii cu ceea ce înseamnă tradiția satului românesc, cu ceea ce înseamnă turismul ecologic și așa mai departe. Probabil că am avea mult mai mult de câștigat, dar și aici și în această situație eu consider că organizarea este foarte importantă. Nici această agricultură ecologică nu o putem să o dezvoltăm la parametrii normali dacă nu avem o organizare perfectă, dacă nu avem o organizare care să vină în sprijinul, să vină în interesul celor care fac această agricultură ecologică, pentru că nu putem să-l lăsăm pe țăranul român sau maghiar sau ce-o fi el, să-l lăsăm să se dezvolte singur, să-i tot dăm indicații, să-i spunem dezvoltă-te ca agricultura ecologică e de viitor, dar să nu avem forme organizatorice și mai ales să nu avem modalități financiare prin care să-l ajutăm să facă agricultura ecologică, pentru că și agricultura ecologică și agricultura superintensivă, deci indiferent de variantele pe care le abordăm, trebuie făcute cu bani, trebuie făcute cu fonduri, trebuie făcute cu măsuri legislative, cu susținere financiară. Da, deci am zis și eu susțin aceasta, că orice statistică, vezi, când se vorbește de performanță sau când se face o analiză a agriculturii, întotdeauna se vorbește de tone, de kilograme, de hectare, de procente, de nu știu ce. Dar, într-adevăr, cum a zis și dumneavoastră, trebuie găsite, deci în Uniunea Europeană și... Trebuie găsite piața, alte unități de măsură pentru cele două sisteme. Deci, sigur, pentru că nu mai poți să mergi pe piață cu un grâu care se produce cu utilaje mult mai performante, cu subvenții mult mai mari, cu sisteme de irigații nedistruse, puse la punct, pentru că nu ajunge în urmă niciodată. Însă, dacă mergi cu produse complementare, dacă mergi cu produse tradiționale, care sunt căutate și care sunt apreciate. Nu, corect ar fi să spunem care sunt tot mai căutate, pentru că oamenii au înțeles care sunt riscurile, care sunt pericolele de a consuma produse realizate din acel segment de agricultură numită agricultură superintensivă. Oamenii sunt conștienți de acest lucru și foarte mulți consumatori europeni, vorbesc la nivel general, foarte mulți își îndreaptă atențiile tocmai spre acest segment de agricultură ecologică. Sigur, că pentru că au calități gustative deosebite aceste produse. În primul rând, nu sunt un pericol pentru sănătate. Ăsta cred că e elementul cel mai important cu care ar trebui să începe. Bănuiesc că sunteți de acord cu mine. Da, așa este, dar eu m-am gândit între timp și la, să zicem, la plantele modificate genetic, care este într-adevăr o realizare extraordinară a ingineriei genetice. Însă la noi, important este să le dăm de lucru oamenilor, pentru că trebuie să rămână satul, trebuie să conservăm satul și dacă vrem să conservăm satul, trebuie să facem să trăiască cât mai mult din produsele satului și, cum am zis, asta nu neapărat în kilograme de grâu sau în litri de lapte, ci în, cum a zis și dumneavoastră, în turismul rural, în venituri alternative să completeze oamenii veniturile și atunci trebuie găsite produse complementare și activități alternative care sunt tot de
în dezvoltarea rurală și în agricultură. Acum, agricultura din acest segment al statului românesc, din aceste zone unde sunt suprafețe mici de teren, acest segment al agriculturii trebuie să rezolve sau are menirea sau are obligația ca să rezolve și problemele sociale. Acești oameni trebuie să trăiască, acești oameni trebuie să supraviețuiască și acest segment, această agricultură, trebuie să rezolve și această problemă. Dar vedeți, dumneavoastră, nu poți să supraviețuiești doar semănând, doar cultivând alimentele de care ai nevoie. O anumită parte trebuie să o și valorifici. Ce credeți dumneavoastră că s-ar putea face pentru ca aceste produse ecologice realizate în aceste comunități, unde avem suprafețe mici, unde avem un număr mare de lucrători, un număr mare de agricultori, ce am putea să facem ca acești oameni să aibă posibilitatea să-și valorifice în condiții normale produsele? La ora actuală asistăm la o avalanșă de produse importate care practic blochează accesul produselor din aceste zone mai de periferie ale statului românesc. Din păcate, un pic s-a întors lumea peste cap, deci în loc să meargă orășeanul la sat și să cumpere produse bune, produse de tradiționale, produse ecologice, vine țăranul la, nu zic numele supermarketurilor, dar cumpără inclusiv laptele și aproape toate produsele la supermarket, pentru că sunt la un preț foarte mic, chiar în condițiile în care calitativ sunt foarte, foarte proaste. Vedeți, pentru foarte mult se vorbește că producem, dar nu putem vinde, că fără cooperare, fără asociere, fără a face cooperative de valorificare sau de inputuri, nu putem merge înainte. Însă eu zic că deci, ca să coopereze oamenii, trebuie să creezi nu numai cadrul legal și cadrul financiar, ar trebui să creezi cadrul moral pentru această cooperativă. Pentru că, din păcate, la noi a fost această moralitate a cooperării distrus și frica oamenilor este atât de mare pentru orice formă de asociere că practic nu se asociază. Bun, haideți să ne oprim puțin. Când credeți dumneavoastră că vom scăpa de aceste urme sau umbre ale trecutului? Pentru că nu putem să mergem la infinit și să așteptăm să moară o generație ca să se nască o altă generație și care să vină cu altă mentalitate. Probabil că la un moment dat ar trebui să facem ceva, la un moment dat cineva ar trebui să facă ceva și să înlăturăm aceste metehne, să înlăturăm aceste, nu știu, aceste fenomene negative care ne influențează și care parcă ne îndeamnă să ne întoarcem la trecut. Și parcă orice vrem să facem în agricultură, nu putem să scăpăm de vechile denumiri de CAP-uri și de vechile structuri organizatorice care existau. Acum oamenii sunt proprietari, majoritatea au titluri de proprietate, au acte legale, sunt stăpâni pe aceste terenuri și ei totuși, așa cum spunea și dumneavoastră, tremură ca nu cumva să vină cineva să le fure pământul. Da, deci eu zic că ar fi bine, primul rând, început nu cu agricultură, pentru că această problemă, să zicem, a samsaraiilor, a intermediarilor, nu e problemă de strategie agricolă, că e problemă de procuratură, de poliție. Deci, în primul rând, ar fi bine eliminați acești intermediari care, cu un certificat de producător de 3 vaci, vând anual 70 de viței sau cu 5 ani de pământ, vând 5 tone de... Deci, dumneavoastră vorbiți și văd că scoateți în evidență, în primul rând, o mai bună cooperare între instituțiile statului pentru a face dreptate, pentru a-l ajuta pe adevăratul producător să poată să-și vândă în condiții cât mai bune produsele pe care le realizează, surplusul de produse pe care îl are de oferit pieței. Da, pentru că eu v-am spus, deci dacă faci o cooperativă imediat, trebuie să plătești impozit, trebuie să plătești TVA, trebuie să plătești foarte, foarte multe cheltuieli, obligații financiare, taxe, impozite, etc. Cel care vine intermediarul, face la negru, nu plătește nimic și atunci sigur că nu poți concura. Și eu zic că de aici probabil că pleacă, dacă am elimina acești intermediari, atunci oamenii ar fi obligați să vândă toți împreună, să facă o cooperativă sau, mă rog, să facă măcar o
o societate de inputuri și de outputuri pentru că ar putea cumpăra mai ieftin. La început, deci imediat după 90, s-a destrămat acest sistem de management, de piață organizată și atunci piața a devenit neorganizată, fiecare vinde cum poate, se descurcă cum poate. Bun, m-aș propune să discutăm în câteva cuvinte despre ceea ce urmează să ni se întâmple. Mă refer la perioada 2014-2020. Văd că în această perioadă se discută foarte mult despre prognoze, despre fonduri, despre investiții, despre oferta comunității europene, despre modul în care trebuie să tratăm noi ceea ce urmează să ni se întâmple, modul în care trebuie să reacționăm, modul în care trebuie să ne organizăm. Din punctul dumneavoastră de vedere, în ce măsură România este pregătită pentru politica agricolă comună 2014-2020? Vedeți că eu întotdeauna pun această problemă de conlucrare între autorități și asociații profesionale, care lipsește cu desăvârșire, din păcate, la acest guvern. Și trebuie să recunosc că acum 7 ani am fost întrebați mult mai des, am fost luați în seamă mult mai serios și eu cred că în PNDR-ul 2007-2013 foarte multe propuneri ale asociației noastre, de exemplu, au fost incluse sau luate în seamă. Acum se pare că lucrurile un pic s-au degradat, în sensul că Ministerul Agriculturii face PNDR fără consultarea societății civile, fără consultarea fermierilor, care zic că nu este bine, pentru că și vă spun numai un singur exemplu, de exemplu camerele agricole, nu? În PNDR-ul după 2014 sunt prevăzuți fonduri importante pentru consultanța agricolă, pentru organizarea fermierilor, pentru învățământul agricol, pentru pregătirea profesională, care toate ar trebui luate sau date pentru a fi realizate pentru camere agricole. Nimeni nu vrea să organizeze, guvernul tace, guvernul ascunde întotdeauna alegerile, că nu vrea să facă alegeri, pentru că avem impresia, poate că nu este așa, dar nefiind transparentă această activitate a guvernului și acest sau mă rog, că nu vor să facă camere agricole, ne dau impresia că vor să dea acești bani iar la SRL-uri, ca să facă fonduri la SRL-urile, pentru că și acum consultanța agricolă, nu fondurile de la Uniunea Europeană pentru consultanță, pentru pregătirea profesională, este folosit de SRL-uri. Nu, numai... Da, vedeți dumneavoastră, criticați foarte corect, obiectiv și spuneți un adevăr pe care îl vedem și noi. Dar, repet ce am mai spus, ministerul ar trebui să fie al agricultorilor și nu al partidelor politice. Mă refer la acest minister al agriculturii. În mod concret, ce ar trebui să facă fermierii, ce ar trebui să facă structurile organizatorice pe care le avem la ora actuală și avem destule structuri organizatorice, inclusiv cele pe domenii, pe specializări, ce ar trebui să facă pentru ca să determinăm, într-un anumit fel, să determinăm guvernul să schimbe atitudinea. Nu putem să fim cârcotași, să stăm în banca noastră, să arătăm la infinit cu degetul, ci la un moment dat ar trebui să facem ceva. În mod concret, ce credeți dumneavoastră că ar trebui să facă aceste forme asociative? Aveți și dumneavoastră asemenea forme la ora actuală a agricultorilor maghiari din România, pentru ca să convingem guvernul că de fapt cei care lucrează acolo, cei care lucrează în instituțiile statului, nu sunt stăpânii noștri, ci sunt salariații noștri. Nu se poate ca să acceptăm la infinit să fim sfidați de niște oameni care de fapt sunt salariații noștri. Ministrul Agriculturii, ceilalți directori, directorii direcțiilor agricole, cei care lucrează la APIA, la APDR și așa mai departe, toți sunt niște salariați ai statului român. Nimeni nu este patron la APIA, nimeni nu este patron la Ministerul Agriculturii. Da, deci în Franța, de exemplu, ministrul agriculturii nu poate să fie numit sau poate să fie demis oricând la cererea Camerei Agricole. Deci, v-am zis, dacă ar exista camere agricole, probabil că și la noi s-ar schimba. Însă acum eu cred că suntem pe drumul cel bun, pentru că și astăzi suntem adunați, chiar pentru a demonstra că asociațiile producătorilor fermierii știu ce au nevoie și știu ce posibilități au, pentru că astăzi încercăm să facem un comitet sau, mă rog, o comisie pentru a face un PNDR alternativ după 2014, cu măsurile pe care dorim să fie, cu absolut finanțări pe măsuri, cu eligibilitatea măsurilor,
cu proceduri de aplicare a măsurilor pe care să punem în fața guvernului și să cerem aplicarea lui față de cel care va fi făcut de Ministerul Agriculturii sau, mă rog, de la cine dă Ministerul Agriculturii să-l facă. Acum, din câte am constatat eu, în toată țara, la nivel de județ, se cunosc cine sunt specialiștii din agricultură, cei care au făcut performanță, cei care sunt buni organizatori, și eu cred că în teritoriu ar fi mult mai ușor să rezolvăm această problemă cu crearea camerelor agricole. Totuși, de ce credeți că politicul nu vrea să ne lase în pace? Cred că asta e expresia cea mai corectă și caută de fiecare dată orice structură organizatorică să o politizeze, pentru că nu poate la infinit să politizeze chiar tot ce mișcă în țara asta. Peste tot în Europa, din câte cunosc și probabil din câte cunoașteți și dumneavoastră, camerele agricole sunt ale agricultorilor. Ele nu sunt ale partidelor de stânga sau ale partidelor de dreapta. Ele nu trebuie să se schimbe așa cum se schimbă miniștrii. Vine o guvernare, pleacă o guvernare, se schimbă câteva structuri din interiorul ministerului. Nu se poate. Și atunci vă întreb și pe dumneavoastră, când credeți că vom reuși să avem și noi camere agricole, dar nu niște camere agricole politizate, pentru că eu cred că mai degrabă ar trebui să ne dorim să nu avem camere agricole politizate, pentru că ar face mai mult rău decât bine, ci dimpotrivă ar trebui să ne dorim și să facem un efort pentru a ajunge acolo, să avem camere agricole care să funcționeze așa cum trebuie, adică să funcționeze ca în Europa. Vedeți, cum ziceți dumneavoastră, ziariștii, știm și noi pe surse că a existat două scenarii pentru camere agricole. Unul a fost, dacă este supus politicului și este organizat de politic, atunci va primi finanțare. Dacă va fi o structură total paralelă, alternativă sau, mă rog, non-guvernamentală, atunci nu va primi finanțare și să se descurce. Deci, eu cred că camerele agricole trebuie finanțate. Asta e o variantă așa, o formă de mită. Dacă... Nu este mită, deci asta este o realitate, pentru că așa a fost. Și cum m-am spus înainte, deci nu vrea politicul, pentru că camera agricole este o forță. Cum am zis, exemplu Franței, acolo nu poate să fie numit ministru fără acordul camerelor agricole. Aici, la noi, această lucru nu se vrea, pentru că totul este politizat și fiind o forță și știm câți agricultori sunt și agricultura ce putere are, dacă am reușit să strângem într-adevăr agricultorii și să nu facem fiecare cu interese micuțe și fiecare cu interese proprii, deci să avem într-adevăr o asociație puternică numită Camera Agricolă. Și vedeți că ar trebui neapărat, deci trebuie voința politicului. Deci eu cunosc, de exemplu, exemplul Ungariei. În Ungaria, în 90, s-au format camerele agricole, unde au făcut finanțare cu cotizație obligatorie din partea fiecărui agricultor. A existat camere puternice, au făcut structuri chiar într-adevăr combatante în pregătire profesională, în consultanță profesională, până au aderat la Uniunea Europeană. În 2004, când a aderat Ungaria la Uniunea Europeană, atunci Uniunea Europeană a zis că nu se poate obliga să plătească fiecare cotizație obligatorie, camerele s-au destrămat. Din cele 28 de județe au rămas în 3-4 județe, unde s-au putut descurca cumva. Acum, cu acest guvern, a zis că nu ne mai interesează ce zice Uniunea Europeană, noi vrem o cameră agricolă puternică, a reînființat camere agricole, a făcut cotizație obligatorie, dar diferențiat în funcție de numărul de potențialul financiar al fiecărui. Fermele mici nu plătesc absolut niciun forint sau niciun euro, fermele mari plătesc mai mult, au o cameră agricolă foarte, foarte puternică, au început să organizeze consultanță, au început să într-adevăr să se simtă puterea agricultorilor din Ungaria. Deci până nu a existat și acolo voință politică, nu a existat camera agricolă. Acum au o cameră agricolă foarte puternică, cu care poate să meargă liniștit la Bruxelles, au o reprezentanță, au apărare de interese. Până și la noi nu vine un guvern care într-adevăr vrea și pune deoparte orgoliile politice, până atunci nu vom avea.
Eu v-aș propune să încheiem așa pe un ton optimist și să trăim cu speranța că nu peste mult timp vom avea și noi niște camere agricole puternice și că vom urma exemplul Franței, vom trage pe urechi, de urechi pe toți cei care sunt puși politic să conducă destinele agriculturii și de ce nu chiar să-i schimbăm atunci când considerăm că aceștia au uitat de promisiunile făcute la numire. Da, deci eu sper că dacă, să zicem, reușim acum cu acest PNRR, într-adevăr să facem pe placul agricultorilor, să facem după nevoi, după posibilități. Atunci un pic agriculturii poate că o să simtă puterea lor, poate că o să simtă nevoia unei asociații sau a unei organizații de apărare a intereselor și nu trebuie neapărat, deci și eu am zis că întotdeauna nu trebuie neapărat guvernul să se amestece, cum a zis și dumneavoastră, dar trebuie un pic noi să ne organizăm, să facem camere agricole private, pentru că sunt exemple pozitive, de exemplu în Slovacia, acolo a existat o cameră făcută de guvern și țăranii s-au apucat și a făcut altă cameră agricolă. Și acum cea a guvernului nu este pe nicăieri, cea a agricultorilor este într-adevăr o asociație bună și o cameră agricolă într-adevăr profesionistă și care apără interesul. Deci poate că asta este viitorul, numai ar trebui într-adevăr câțiva agricultori puțin mai înstăriți care să ajute, pentru că din păcate fără bani nici aceasta nu se poate face. Poți să fii specialist foarte bun, dar nu poți să chem un consultant bun la o cameră agricolă, nu poți un angajat bun să ții la cameră agricolă să fii performant, cu promisiuni, ca să zici, domne, te voi plăti peste un an, peste doi ani, peste trei ani, pentru că nu se poate. Acum, dumneavoastră, prin ceea ce ne-a spus, a scos în evidență următorul aspect. De jur împrejurul României, peste tot, cred eu că chiar și în Bulgaria, oamenii au găsit acele pârghii prin care au creat acele forme organizatorice viabile, acele forme organizatorice care să fie în interesul lor. Iată că și din acest punct de vedere noi suntem tot la coada Europei și ar fi bine nu să inventăm ceva deosebit și teribil, ci pur și simplu să ne inspirăm de la țările vecine și să găsim o variantă care să ne ajute, să găsim acea variantă care să ni se potrivească și să ajungem și noi măcar sisteme organizatorice performante să avem, dacă nu suntem capabili să facem și altceva. Deci noi suntem deschiși, pentru că noi avem relații destule bune în mai multe țări, să ducem președinții asociațiilor să vadă și cum sunt organizat și într-adevăr trebuie să, am zis și înainte, trebuie puse deoparte orgoliile, trebuie puse deoparte interesele proprii, interesele politice și într-adevăr stat pentru a face o organizație pentru agricultori. Și eu cred că se poate face. Mă bucur mult că ați încheiat pe un ton optimist. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes în ceea ce faceți acolo la Asociația Agricultorilor Maghiari din România. Mulțumesc și eu. Începând din 1 ianuarie 2014, se pare că și fermierilor români, în special crescătorilor de animale, li se vor face multe surprize. Sper eu să fie doar surprize plăcute. Discutăm acum pe această temă cu domnul Cornel Costeliuc, care este președinte la Asociația Crescătorilor de Taurine, noua fermă din județul Suceava, mai exact din zona Câmpul Lung Vatra Dornei. Vă spun bună ziua! Bună ziua și dumneavoastră! Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitația pe care ne-ați făcut-o, atât dumneavoastră cât și domnului profesor Fițiu, care ne-a invitat la Cluj la această întâlnire legată de noul PAC 2014-2020. Bun, acum dumneavoastră din acest punct de vedere al anului 2014, atunci când va începe o nouă etapă importantă, în primul rând pentru agricultura europeană la acest nivel, dar și pentru agricultura națională și desigur și pentru membrii asociației dumneavoastră din această zonă de nord a Moldovei, care sunt impresiile dumneavoastră? Care este părerea dumneavoastră? În ce măsură această nouă etapă de dezvoltare va fi una benefică? Va fi una care să contribuie la o mai bună dezvoltare a acestor ferme?
Sigur, probabil pe foarte mulți dintre noi ne îngrijorează faptul că 2014-2020 va fi mult mai dificil sau banii vor fi oarecum mai puțini. Nu, noi suntem optimiști. Chiar credem că 2014-2020 poate să fie o perioadă în care noi, fermierii din zona de munte, ne putem consolida afacerea, ne putem consolida ferma, nu neapărat prin o mai mare dimensiune a fermei pe care o avem în proprietate, ci prin a reuși să devenim mai eficienți în activitatea pe care o desfășurăm. Mă refer atât la vaca cu lapte de care ne ocupăm în zonă, cât și pentru cei care sunt mai nou crescători de rasă de carne. Eu am observat o tendință oarecum paradoxală în România. Pe de o parte, România importă lapte de proastă calitate din Europa de Vest și totodată, din informațiile pe care am, laptele care se produce în zona dumneavoastră, un lapte ecologic și de calitate foarte bună, ajunge, de exemplu, în Europa la mari producători de ciocolată. Deci, cu alte cuvinte, produsele ecologice de la nivel european se realizează inclusiv cu lapte românesc, inclusiv cu lapte din această zonă bogată, frumoasă și ecologică a țării. Cum vă explicați acest paradox? De ce nu putem să găsim acele pârghii economice prin care să-i determinăm pe guvernanți să ne ajute să facem în așa fel încât produsele ecologice, produsele de calitate să rămână în primul rând în România, să fie destinate în primul rând românilor și eventual surplusul să-l oferim străinilor. Mi se pare anormal să cumpărăm lapte din ferme super intensive și să-l oferim copiilor noștri, iar acest lapte pe care îl produceți dumneavoastră, crescătorii de bovine din această zonă, să ajungă în Elveția, în alte zone ale Europei. Ceea ce spuneți dumneavoastră e o realitate. Într-adevăr, calitatea gustativă a laptelui pe care îl producem noi în Bucovina, aș spune, este inegalabilă. De multe ori, în spirit de glumă, vorbeam cu fermierii noștri, cu alți prieteni, că, de fapt, văcuțele noastre consumă mai mult plante medicinale. Într-adevăr, calitatea gustativă este deosebită și, pur și simplu, calitatea laptelui în general, imbatabilă. Aș putea spune la momentul actual pentru ceea ce producem noi în Bucovina. O altă e faptul că nu reușim pe piața internă să vindem acest lapte de bună calitate e pentru faptul că de regulă e un lapte mai scump. Un lapte mai scump pentru faptul că fermierii din zona noastră nu beneficiază de acele subvenții pe care le beneficiază țările din vest. Un alt motiv e a faptului că eficiența încă în fermele noastre nu e cea pe care ne dorim. Un lucru firesc pentru că practic concurăm cu țări care au tradiții, au ani de experiență, ani în care au lucrat. Și nu numai de experiență, au foarte mulți ani în care s-a investit și s-a dorit, pe de o parte, crearea unor ferme foarte performante, a unor ferme în care costul pe unitate de produs, în cazul de față, pe litru de lapte, să fie tot mai mic. Practic, aceasta este obsesia fermierului din țările vest-europene, să aibă costuri cât mai mici și să aibă profit cât mai mare. Dar vedeți dumneavoastră, procesatorii din aceste țări sunt conștienți de faptul că laptele nostru, inclusiv laptele din Bucovina, este un lapte de calitate și atunci nu fac altceva decât să ne cumpere laptele și, dimpotrivă, atunci când au o surplus de producție, și adevărul este că la ora actuală țările vest-europene cam au surplus de producție, ne oferă acest lapte obținut în ferme super intensive. La ora actuală sunt sucursale ale unor concerne care au statut de procesatori, care comercializează lapte și produse lactate în România și care în România nu au nici măcar o vacă. Întreaga cantitate de lapte este importată din Europa. Da, e adevărat. Probabil că marii procesatori din România sunt oarecum urmăriți de ideea de a face profit. E un lucru firesc până la urmă, de aia am și investit în România. Profită și de o piață a consumatorului cu foarte puțin bani în România, de aceea nu mai putem fi nici măcar naționaliști, pentru că suntem siliți, marea majoritate dintre noi consumatorii, să folosim, să procurăm, să cumpărăm acele produse ieftine și cu calitate îndoielnică. Dacă vorbim de laptele de Bucovina, unde calitatea e la cote înalte,
Sigur, e un lapte scump. Noi, în ultima perioadă, asociația pe care o reprezint, am încurajat legiferarea fermei ecologice, că practic vorbim de un lapte ecologic, de un lapte natural, prin a încuraja marea majoritate a membrilor noștri să-și certifice ferma ca și fiind ecologică, sperând în felul ăsta să reușim ca la desfacerea produsului nostru să obținem un preț superior pe laptele produs. Sigur, mari procesatori de înghețată, cum a spus dumneavoastră, din vest, de ciocolată, pot folosi laptele românesc, laptele din Bucovina, despre care vorbim, într-adevăr, cu încredere, pentru că calitatea lui e imbatabilă. Mai avem de lucru la eficiență, mai avem de lucru la a ne moderniza fermele și poate un element important e faptul că trebuie să recunoaștem, mai avem un pic de treabă vis-a-vis de calitatea laptelui și mă refer la igienă. Dumneavoastră, când vorbiți de igienă, probabil că aveți în vedere faptul că fermele noastre sunt de mici dimensiuni și atunci fermierii nu au posibilitatea să se doteze cu aparate de muls performante, nu au posibilitatea să investească și să aibă acele unități de creștere la nivel european, adică să fie ecologice, să fie frumoase, să fie dotate cu cele necesare, inclusiv apă potabilă. Bun, dar de multe ori noi românii avem așa o obsesie. Ne uităm la guvernanți și așteptăm ca guvernanții să facă politica agrară sau politica în anumite domenii de activitate. Acum, în această zonă, în județul Suceava, sunteți dumneavoastră, această asociație a crescătorilor de taurine, asociație puternică. Aș vrea să vă întreb, care este politica dumneavoastră? Ce intenții aveți dumneavoastră și ce preocupări aveți dumneavoastră și mai ales ce preocupări au crescătorii de taurine? Pentru că eu cred că această politică trebuie să plece și de sus, trebuie să avem niște direcții stabilite de cei care ne conduc și cei care guvernează destinele agriculturii, dar cred eu că politica agricolă trebuie făcută și de fermierul român. Și noi avem un cuvânt de spus și noi trebuie să visăm la ziua de mâine într-un anumit fel. Cum visează fermierii din județul Suceava? Ce își doresc ei pentru ziua de mâine? Își doresc să rămână la fel în aceste condiții în care sunt și acum multe ferme de subzistență, ferme familiale, ferme mici, slab dotate, sau dimpotrivă consideră că asociația și asocierea este o variantă și doresc să creeze niște ferme așa ca în vest, așa cum întâlnim în Austria, în Germania, în Elveția, în alte țări dezvoltate, unde există zone montane, la fel ca în Suceava. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, nu vreau să vă contrazic, că dimpotrivă aș întări prin faptul că în ultimii ani dezvoltarea fermei din Bucovina de Nord a fost una cu evoluție. Practic se observă an de an ferme cu efective mai compacte, ferme cu efective de bună producție și ferme în care pur și simplu s-a investit foarte mult, atât de la utilaje privind mulsul mecanic, cât și pentru stocarea laptelui. Utilaje care ne ajută la lucru suprafețelor pe care le deținem. Eu cred că s-au făcut pași importanți. Sigur, sunt așteptări pe care le avem și din partea guvernanților. Ei, Ministerul Agriculturii, trebuie să țină cont de zona de munte, de zona în care se produc alimentele sănătoase. Asta nu înseamnă că fermierul din zona de munte stă cu mâinile în sân, așteptând doar banii agenției de plăți. Dimpotrivă, aș vrea să spun că la întâlniri pe care le am organizat deseori cu fermierii noștri, am constatat că efectivele de animale pe care le dețin sunt tot mai numeroase și tot mai omogene. Sigur, peste noapte în zootehnie, în agricultură, nu poți să te îmbogăsești, nu poți să faci mari minuni. Consecvența este cuvântul nostru. Optimismul și cred că și în zootehnia pe care noi o dezvoltăm în Bucovina sunt pași frumoși făcuți în ultimii ani și cred că nu ne putem opri nici astăzi, nici mâine aici. Evoluția noastră trebuie să fie permanentă, munca pentru calitate, pentru eficiență trebuie să fie permanentă, zootehnia nu te lasă să dormi deloc. 365 de zile trebuie să fii la datorie. Practic, în momentul în care te-ai hotărât să faci zootehnie, să faci creștere de vacă cu lapte sau oaie,
baie. Practic, ți-a luat adio de la foarte multe concedii, de la o viață liniștită în care probabil lucrezi 8-10 ore și ești liber. La noi ne-am asumat, practic, modul de viață. Credem că ne reprezintăm Bucovina și cifrele o spun, suntem la ora actuală județul Suceava cel mai mare producător de lapte și carne din România. Bun. În ce măsură aceste produse importante pe care le realizați și care, cum spuneați și dumneavoastră, sunt de calitate, reușiți să le valorificați? Pentru că de cele mai multe ori regulile economiei capitaliste, a economiei de piață, trebuie aplicate. Dacă există cerere, dezvoltăm acest sector. Dacă nu există cerere, îi reducem activitatea. Îl optimizăm, desigur, în funcție de aceste criterii de bază, cerere și ofertă. Care a fost tendința în ultimii 5-10 ani? De creștere? Reușiți să valorificați cam tot ce produceți? Sau, dimpotrivă, economia de piață vă determină să luați alte măsuri? N-am avut niciodată problema neputinței de a ne valorifica producțiile noastre. Poate uneori nemulțumirea faptului că prețurile nu ne aranjează, sunt ceva mai mici. Dar vreau să vă spun că membrii noștri n-au rămas cu laptele nevândut sau cu carnea nevândută. Dimpotrivă, avem procesatori locali care sunt interesați de materia noastră primă, atât lapte cât și carne. Există în același timp exemple dintre membrii noștri care și-au făcut fabricuțe de procesare. Și eu cred că în ambele ipostaze poți câștiga, atât prin faptul că vinzi materia primă la un procesator cu care ai un contract și există o seriozitate atât din partea producătorului cât și din partea procesatorului, și acea alternativă în care ai făcut suficienți pași, ai posibilitatea materială să-ți dezvolți o fabricuță și produsele tale să le poți comercializa pe o piață internă sau locală sau una națională. Acum, dezvoltarea unui anumit sector, inclusiv al celor de sau specializat în creșterea taurinelor, trebuie să se dezvolte în funcție de baza furajeră. Unde ne situăm la ora actuală? În ce măsură acest sector a ajuns la capacitate, a ajuns la limită? Da, ați punctat unul din lucrurile importante pe care noi, practic, încercăm să le optimizăm în fermele noastre. În discuțiile pe care le avem cu membrii noștri, le-am explicat de foarte multe ori că nu numărul sau dimensiunea fermei e importantă, ci exact cum spuneți dumneavoastră, optimizarea ei, astfel încât furajele pe care noi le producem în fermă să fie suficiente, în primul rând, pentru animalele pe care le deținem. Nu de fiecare dată a cumpăra furaje din sudul țării, unde, sigur, ele sunt poate la prețuri avantajoase, pentru noi înseamnă scump, pentru că apar cheltuielile de transport, asta înseamnă costuri suplimentare și atunci nu neapărat dezvoltarea unei ferme cu un efectiv foarte mare înseamnă că suntem viabili. De aia, optimizarea e unul din obiectivele noastre și credem că undeva în zona de munte, între 10 și 20 de capete e pe fermier, da? Pe fermier, da, e efectiv optimă pentru bunăstare. Bun, acum pentru valorificarea producției, eu cred că un rol important are și crearea produselor tradiționale și aici un rol important cred că vă revine dumneavoastră, revin în general asociațiilor care sunt create pe domenii de activitate. Dacă mergem în Europa de vest, vom constata că în general acolo aceste produse tradiționale sunt pe regiuni. Dacă venim în România, constatăm că fiecare sat ar vrea să aibă câteva produse tradiționale. Ce faceți dumneavoastră? Ce ați făcut până acum? Ce preocupări aveți pentru perioada următoare? Pentru ca să creați anumite produse tradiționale care să fie reprezentative pentru Bucovina, care să ajungă, de ce nu, în toate colțurile țării să fie căutate atunci când mergem într-un magazin. Indiferent că suntem în capitală, suntem pe litoral, suntem în vestul țării și căutăm brânzeturi, căutăm lactate din zona Bucovinei, să putem să facem acest lucru cu ușurință și totodată să avem garanția că acele produse sunt într-adevăr produse în Bucovina, sunt într-adevăr produse ecologice și, desigur, produse de calitate.
Da, într-adevăr, hai să spunem, un obiectiv deja îndeplinit de către noi. Cu ani în urmă, asociația pe care o reprezint a fondat împreună cu alți procesatori, cu alți producători mici și mari, chiar cu țărani individuali. Am fondat asociația Produs în Bucovina, care probabil, despre care probabil și dumneavoastră ați auzit. Am ieșit în toate marile orașe ale țării și vreau să vă spun că efectul a fost unul extraordinar. Am fost contactați chiar și de marile marketuri, care ne-au găsit oarecum nepregătiți vis-a-vis de cantitatea și calitatea fluentă pe care noi am putea o asigura. Dar succesul pe piețele libere din marile orașe a fost unul extraordinar. Chiar ne mândrim cu Produs în Bucovina, este un ajutor pe care Consiliul Județean Suceava ni l-a făcut, în sensul că ne-a ajutat să ne organizăm pentru lucrurile astea. Sigur, nu e un proces încheiat. Avem procesatorii recunoscuți deja, care au devenit un brand național, și l-aș pomeni pe domnul Baciu, un procesator de mezeluri despre care a auzit nu numai România, a auzit tot vestul Europei. Ne mândrim cu el, sperăm ca tot mai mulți oameni gen domnul Baciu să iasă cu acel produs autentic bucovinean pe piață și în felul ăsta să demonstrăm încă o dată că România poate și are capacitatea să aducă consumatorului doar produse de calitate, produse naturale, gustoase, așa cum le ținem noi minte că erau cândva. Erau cândva și bine ar fi să fie întotdeauna, și să nu vorbim doar la trecut de calitate, să vorbim la prezent și mai ales să vorbim la viitor, pentru că și copiii noștri au dreptul să consume produse ecologice, produse care să fie în favoarea sănătății lor și să nu ne trezim cu produse care creează ba toxii, infecții alimentare, ba au alte efecte negative pe termen mediu și lung. În ce măsură guvernanții de ieri și de astăzi au ținut cont de propunerile dumneavoastră? Pentru că interesul pentru calitate nu trebuie să fie doar al micii fermieri, interesul trebuie să fie și al procesatorilor, trebuie să fie și al guvernanților și sunt convins că este întotdeauna și al consumatorilor. Sigur că da, fiecare dată am încercat să sensibilizăm Ministerul Agriculturii vis-a-vis de inițiativele noastre de a produce cât mai natural, cât mai ecologic, motiv pentru care chiar în primăvara acestui an am avut o întâlnire la Ministerul Agriculturii, am fost primiți de domnul secretar de stat Daniel Butun noi și prilej cu care, printre multele probleme cu care ne-am confruntat, am avut promisiunea și astăzi există certitudinea că sumele alocate pentru fermele aflate în perioada de conversie vor crește substanțial. Într-adevăr, acele sume care inițial erau undeva într-o sumă de 3 milioane de euro, au ajuns la 5 milioane de euro, motiv pentru care mare parte din membrii noștri au beneficiat de o subvenție consistentă pentru acea perioadă de conversie. Sigur, foarte mulți s-au întrebat ce va urma după această perioadă de conversie în care voi ajunge eu, fermier, în ecologic și, practic, nu mai am nici un sprijin financiar din partea statului, nu mai am o subvenție. I-am încurajat spunându-le că 2014-2020 va fi o perioadă în care produsul ecologic va fi apreciat și mai mult de consumatori și va fi apreciat și de structura statului, de poziția comunității europene, în sensul că vor fi acordate subvenții suplimentare pentru produsele ecologice. Deci aceste produse sunt tot mai căutate și este normal ca subvențiile să vină cu prioritate spre acest segment al producției. Vedeți dumneavoastră, noi vorbim acum de 2014, vorbim de finanțări nerambursabile, de faptul că la dispoziția României, a fermierilor din România, vor fi puse sume foarte mari. Repetăm de
de multe ori cifre de ordinul miliardelor de euro și fermierul român care are 2-3 vaci nu prea știe ce să înțeleagă. De fapt, el nu înțelege de ce aceste sume nu ajung și la el, aceste sume nu ajung și la ferma lui și el de ce nu poate să se dezvolte. Ce sfaturi am putea să le dăm fermierilor din Bucovina și nu numai lor, celor care au 2, 3 sau 4 vaci de lapte, celor care fac parte din această categorie numită impropriu fermă de subzistență. Ce ar trebui să facă acești oameni pentru ca să ajungă și ei să facă performanță? Ce sfaturi le putem da? Sigur, a fi fermier cu una, două, trei capete și a-ți asigura o bunăstare ție și familiei tale este aproape imposibil sau dacă nu imposibil. Sigur, veți spune, sunt foarte multe ferme la nivel național și asta ar fi media. O vacă jumătate, două pe fermier, pe exploatație. Nu putem rămâne aici. Pentru a reuși să dezvoltăm ferma, pentru a reuși să satisfacem nevoile financiare ale familiei noastre, trebuie să urcăm ceva mai sus. Nu aș vrea să dau un număr, nu știu dacă o cifră anume ar satisface pe cei care ne vor privi sau ne vor asculta. Dar nu putem să progresăm rămânând la una, două capete. Bun, cam ce soluții credeți dumneavoastră că am putea să luăm sau ce soluții trebuie luate de fermieri? Pentru că, din câte spuneați, și dumneavoastră sunteți fermieri și dumneavoastră aveți un anumit efectiv. Și vedeți, dumneavoastră, nu întotdeauna oamenii au posibilitatea să facă acest lucru, deși majoritatea voință au, pricepere au, îndemânare au. Unii poate chiar au suprafețe întinse de teren și ar vrea să facă un pas înainte. Dar în momentul în care se apropie de sistemul bancar, constată că nu au șanse să obțină credite. Pentru că dacă nu ai bunuri imobiliare la oraș care să fie acceptate de bancă, nu prea ai șanse. Și în al doilea rând, majoritatea băncilor din România, în momentul în care aud de agricultură și de investiții în agricultură, nu prea pierd timpul cu acești clienți, cu această categorie de clienți. Nu credeți că, de exemplu, o variantă de lucru în comun? Și eu când vorbesc de asociere, gândul nu mă duce la vechile IAS-uri sau CAP-uri, ci dimpotrivă gândul mă duce la cei fermieri care sunt inclusiv în zona dumneavoastră, județ în care nu a prea existat CAP-uri. Deci oamenii care n-au cunoscut acest trecut de organizare ar putea să se asocieze 3, 4, 10, 20 de familii și să creeze o fermă performantă. O fermă performantă așa cum există în Austria, în Elveția, în Franța, care să fie dotată cu instalații igienice și care să producă la un nivel calitativ și lapte și produse lactate. Sigur, asocierea este o alternativă, este o soluție, dar nu una viabilă în condițiile în care 5 fermieri adunăm un efectiv de, admit, 2 capete fiecare. Eu mă gândeam la 5 fermieri care să facă un proiect pentru fonduri nerambursabile, să-și facă o fermă de 200-300 de capete, să lucreze în comun. Oamenii cred că a te asocia înseamnă doar să pierzi, a te asocia. Ce înseamnă să câștigi? Pentru că o asociere trebuie făcută pe de o parte de investitori, fermierii respectivi au pe de o parte statutul de investitor și pe de altă parte, dacă lucrează, ei urmează să primească un salariu în funcție de munca depusă. Iar pentru calitatea de investitor, urmează la sfârșitul unui an agricol să încaseze dividende în funcție de profitul care se obține. Sunt câteva elemente pe care nu prea le explicăm oamenilor și atunci ei trăiesc cu impresia că, de fapt, atunci când le vorbești de asociere, vrei de fapt să-i furi animalele, vrei să-i furi pământul sau vrei să-l transformi într-un individ sărac? Da, sigur, asocierea e un cuvânt poate mai greu de înțeles actualmente de țăranul simplu din România, chiar și de țăranul din zona noastră de munte. De fiecare dată gândim asociație, ne gândim la fosta cooperativă sau ne gândim la tot felul de forme în care unii ar câștiga mai mult, alții ar câștiga mai puțin. Eu mă gândesc la o asociere de interese acolo unde țăranul român, țăranul din zona de munte ar reuși să-și dezvolte în așa fel producția încât el să fie cel care gestionează
procesează, gestionează și practic vinde produsul finit. Mă gândeam la ferma din Elveția, funcționează într-un sistem de genul acesta, încât țăranul ajunge să fie în fapt acționar la marele market. Am fost într-o deplasare cu fermieri din zona noastră, în localității din Elveția, și am fost surprins să văd că există acele copuri, cum era și la noi pe vremuri, cooperativa de consum, unde practic țăranul... Și asta este tot o formă asociativă. Acum, cum o numim cooperativă de consum, cum o numim cooperativă de producție, cum o numim cooperativă a fermierului, este tot o formă asociativă care practic rezolvă câteva elemente ale asocierii. Da, vedeți dumneavoastră, actualmente țăranului, fermierului și din zona noastră și din România îi lipsesc celelalte două verigi. Veriga în care el procesează, veriga în care el reușește să-și desfacă produsele. Observăm de foarte multe ori că se practică în România acea activitate de samsar, în care unii cumpără la prețuri modice producțiile realizate de fermier, de țăran, și le revinde într-un mod organizat sau nu la prețuri foarte mari. De aceea, probabil că insatisfacția fermierului, a țăranului, încă persistă și de multe ori e descurajată activitatea pe care o desfășoară. Aș vrea să trec un pic la un alt element pe care l-ați identificat, și anume ajutorul statului. La ce mă gândesc? Acel sprijin financiar bancar pe care statul ar trebui să-l administreze în slujba fermierului, în sensul că are dreptul fermierul și poate beneficia de credite cu dovânzi foarte avantajoase, și mă gândesc la procente minime. În felul ăsta, într-adevăr, ar fi încurajată investiția, ar fi încurajată dezvoltarea unei ferme cu adevărat profesionale. În și am avea, iertați-mă că vă întrerup, și am avea lapte de calitate, pentru că dacă statul nu va face acest lucru, să susțină aceste ferme, să le facă să devină performante, acest sector de producere a laptelui va dispărea în perioada următoare și ne vom trezi, nu se știe când, peste câțiva ani, că de fapt nu vom mai avea lapte din producție internă, că de fapt și aceste terenuri pe care le avem acum ar rămâne abandonate și practic vom sta cu mâna întinsă și nu vom avea altă variantă decât să cumpărăm lapte de la mari producători din țările vest-europene sau cine știe, poate vom ajunge să importăm chiar din China și zona asiatică. E adevărat, vorbeam la început de emisiune de liberalizarea cotelor de lapte și sigur va fi un flux, un val de lapte din Europa de Vest care, într-un fel sau altul, va inunda piața românească. Sigur, nouă micilor fermierii, țăranilor din România, le va fi foarte greu să reziste în acele condiții. Tocmai pentru motiv pentru lucrul ăsta trebuie să ne pregătim extraordinar. Statul, repet, trebuie să intervine prin a susține cu credite avantajoase dezvoltarea fermelor țărănești și nu cu acele credite comerciale în care dobânzile practic sunt egale cu cele pe care le folosesc comercianții sau cei care realizează profit foarte mare. Aș vrea la final să vă pun o întrebare. În ce măsură considerați că 2014 va fi un an mai bun pentru crescătorii de taurine din zona dumneavoastră? Sperăm ca împreună asociațiile prezente astăzi la Cluj să reușim ca pentru viitorul 2014-2020 să ne lăsăm și noi amprenta vis-a-vis de nevoile, de problematica pe care astăzi o avem în fermele noastre.